începe în ședință. Conform deciziei Consiliul Științific al Universității de Stat din Moldova din 20 iunie 2023 a fost aprobată Comisia pentru susținerea tezei de doctor habilitat cu titlul Sinteza derivațiilor norlabdanici biologic activ cu funcționalizare avansată și studiu fitochimic al unor surse vegetale locale la specialitate 143.04 chimie bioorganică, chimie compușul natural și fiziologic activ, autor dr. Ciferlan Alexandru, în componență. Макаев Флюр, мембр корреспондент АЛШМ, доктор кандидат истинцы химичи, профессор Чешта, институт химии УСМ, председатель комиссии, Кучицкий Вячеслав, доктор кандидат истинцы химичи, конференциак Чешта, институт химии УСМ, секретарь стенцифик, Арейко Акулина, доктор кандидат истинцы химичи, конференциар. Cercetător, Institutul de Chimie USM, consultant științific, în calitate de referență oficial au fost confirmați. Babeică Valentin, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar USM. Calalp Tatiana, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, Universitatea Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Simițanu. Данак Рамона, доктор хабилитат в științе химичи, профессор университета университета Александр Ион Куза, Яш Румыния, Шистур Зародик, мембр господинтал Академии для științ Молдовы, доктор хабилитат, профессор университета техника один Молдовы. Диасемина, лошадин сосон президент в специалищем домене тези для доктора Шиалты, домене конекции пекари, абсолют, ши, мулцумим пентру парчифары лошадинцы для астаси. Stimați colegi, din cel 7 membri al Consiliului sunt prezent 7. Se propune de începem lucrul Consiliului Științific Specializat. Rog membrii Consiliului de să votați. Pro 7. Pro 7. Contra 0. Sau abținut 0. La ordine de zi a ședinței este susținerea tezei de doctor habilitat în științe chimice cu titlul Sinteza derivațiilor norlabdanici biologic activ cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale la specialitate 143.04 chimie bioorganică, chimie compușă natural și fiziologic activ, care va fi prezentată de domnul dr. Ciferlan Alexandru, care activează la Institutul de Chimie a Universității de Stat din Moldova. Teza va fi discutată în vedere obținerea gradului științific de doctor habilitat în științe chimice. Consultant științific al tezei este doamna Arăico Acolina, doctor habilitat în științe chimice, conferințar cercetător. Permiteți să vă ofer cuvântul secretar științific al Comisiei, domnul Kulchitsky Vyacheslav, doctor habilitat în științe chimice, care va prezenta date din dosarul prezentat de domnul Ciferlan Alexandru, Comisiei științific. Mulțumesc, stimați membri ai Comisiei, după cum am menționat, domnul președinte, conform deciziei Consiliului Științific a Universității de Moldova, a fost format Comisia de Susținere a Tezei Doctor Habilitat, prezentată de domnul doctor în chimie, conferențial universitar, Alexandru Ciocărlan. Deci, decizia a fost aprobată în 27 iunie 2023, deci copia acestei decizii este inclusă în dosar. În afară de aceasta, în dosar, pretendentul la titlul doctor habilitat a inclus și teza și rezumatul tezei, teza redactată în limba română, rezumatul tezei redactată în limba română și limba engleză, teza pe 257 pagini, rezumatul pe 71 de pagini. Anexat la dosar mai este de asemenea hotărârea seminarului științific de profil, referitor la componența sugerată a Comisiei de Susținere, de rând cu lista de prezență a membrilor seminarului științific de profil și formularul evaluării tezei realizate în cadrul seminarului. În dosar mai este inclusă și lista lucrărilor științifice,
care sunt incluse în cheza de doctor habilitat. Care include? Deci, o monografie, 15 articole științifice în reviste Scopul, scutate cu factori de impact, 8 articole științifice în reviste în Registrul Național de categorie A, 2 articole științifice în reviste în Registrul Național de categorie B și 37 de rezumate ale comunicărilor la conferințele științifice, plus 4 brevete de invenție. Deci, alt element al dosarului este avizul pozitiv al seminarului unității primare, care a fost realizat acest seminar la 23 iunie 2023, avizul conducătorului științific, adică consultatului științific, la vine la experiment, lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate rezumatele, tezei, deci confirmate de ștampila oficiului poștal, unde au fost expediate, precum și adeverință de depunere tezei de doctor sau doctor habilitat în Fondul Bibliotecii Naționale Republicii Moldova și în Fondul altor biblioteci și de relevanță, inclusiv Biblioteca Universității Statei Moldova. Deci, în așa fel, dosarul este în deplină concordanță cu cerințele regulamentul în acest privind susținerea tezii și, deci, domnul președinte, putem să procedem la procedurile de susținere. Da, vă mulțumesc. Sunt întrebări către secretarul științific? Nu sunt. Da. Când se oferă pretendentul la gradul științific de doctor habilitat în științe chimice, domnul doctor Cecovan Alexandru, care pe parcursul de 40 de minute se expune suficient conținutul pe edicei rezultatele. Mulțumesc. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Comisiei de Susținere, stimați colegi, în timpul acordat vă voi prezenta atenției dumneavoastră rezultatele principale obținute pe durata de realizare tezei de doctor de habilitat, intitulat Sinteza derivaților norlabdani psihologic activ, funcționalitatea aplasată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale, realizat sub îndrumarea doamnei doctor habilitat, conferențiar cercetător Apolina Arecu. Deci scopul lucrării este unul complex și include elaborarea unor scheme de sinteză a analogilor naturali, derivaților cu un grad avansat de funcționalizare și hibrizilor moleculare de termen fitociclici, biologic activ cu metode clasice și neconvenționale în bază de sclareol și larexol, elucidarea mecanismelor de reacție, confirmarea structurilor, testarea activității biologice a concursurilor de sinteză și realizarea unui studiu fitochimic complementar al surselor vegetale locale de interes. Pentru atingerea scopului declarat, au fost stabilite și realizate următoarele obiective specifice care au definit structura și conținutul prezentei lucrări. Au fost realizate sinteze noi și eficiente ale unor compușilor labdanici naturali și biologic activi sau a precursorilor acestora, sinteze ale compușilor labdanici noi cu funcționalizare avansată, sinteza hibrizilor moleculare labdanici cu diverse unități heterociclice, prin combinarea metodelor de sinteză clasice cu cele neconvenționale, precum transformările fotochimice, electrochimice și cele asistate de microunde. A fost realizat asemenea un studiu fitochimic asupra unor specii de plante locale de importanță alimentară sau terapeutică, testată activitatea biologică a compușilor de sinteză, surselor vegetale și produselor derivate din ele și, de asemenea, stabilite relații structură activitate pentru compușii de sinteză cu activitate sporită. În calitate de materie prime pentru toate sintezele raportate în această lucrare, au servit diterpenoidele labdanice sclareol, larexol și acetatul de larexil, diterpenoide abundente în diverse surse naturale. Pe exemplu, sclareolului acesta se obține industrial din concretul de salvie, care este un deșeu provenit după distilarea uleiului volatil din inflorescențele acestei specii. Iar larexolul și acetatul de larexil pot fi izolați din rășina de larice, care este un deșeu provenit de la prelucrarea lemnului de zadă. Ipoteza de cercetare, scopul și obiectivele principale ale prezentei teze au fost stabilite în baza analizei bibliografice, care include 514 surse, 200 dintre care sunt trecute în capitolul 1 și includ date științifice recente privind sintezele realizate în bază de sclareol în ultimii 10 ani, sinteze realizate în bază de larexol și acetatul său, publicate în ultimii 23 de ani, utilizarea metodelor de sinteză neconvenționale, publicate în ultimii 15 ani, și rezultatele unor studii fitochimice asupra unor specii
de plante superioare publicate în ultimii 17 ani. Această informație prezintă o fundamentare teoretică și o justificare a utilizării practici consistente a metodelor de sinteză neconvenționale în capitolele 2, 3 și 4 și a realizării studiului fitochimic descris în capitolul 6, care includ rezultate originale. Esterii metilei și acizilor biciclohomofarnezienici 2-4 sunt niște intermediari de imposibil de evitat în sintezele compușilor tetranorladanici și pentranorladanici. Tradițional, aceștia se obțin prin metoda Stoll și Hinder, care prevede reacția de transesterificare deshidratare a sclareolidii compusul 1 la reflux timp de 96 de ore în soluție de metanol acidulată. În rezultat se obține un amestec de compuși 2-4 într-un raport de 6 la 3 la 1, indicat în tabel. Deci scopul acestui studiu a fost optimizarea metodei Stoll și Hinder prin utilizarea iradierii cu microunde, care a permis reducerea timpului de reacție de la 96 de ore la 30 de minute, fără a afecta substanțial randamentul acestei reacții. În rezultat s-a obținut același amestec de compuși 2-4, dar deja într-un raport de 3 la 11 la 5, în favoarea izomerului 3 substituit 3. Cetoesterul 6 și trimerona compusul 7 sunt niște intermediari foarte importanți în sinteza seriilor de compuși homodrimanici, tetranorladanici și pentanorladanici. Tradițional, acești compuși se obțin prin metodele elaborate în laboratorul nostru. Deci cetoesterul 6 se obține prin oxidarea anodică în soluție de metanol în prezență de perclorat de litiu în calitate de electrolit, iar trimenona se obține prin decarboxilarea cetoesterului 6 în soluție alcoolică de hidroxid de potasiu la reflux. Deci iarăși scopul acestui studiu a fost optimizarea acestor două metode care s-a dovedit a fi reușită. Rezultatul a fost redus tipul reacție de oxidare anodică până la 3 ore, iar în cazul trimenonei, folosind iradierea cu microunde, s-a înjumătățit tipul de reacție fără ca să afectăm substanțial randamentele de reacție. Din produsul de reacție au fost izolați, în afară de compusul 5-6 cunoscuți, o serie de compuși minori, compuși 9-12, structura care a fost demonstrată și de asemenea a fost propus mecanismul de formare acestor compuși. În baza compusului minor 12, deci ponderea căruia este 25% în produsul de reacție, a fost elaborat un procedeu nou de obținere a dienesterului 13, care este o intermediară importantă în sintezele compușilor tetranorladanici, despre care să vorbesc în continuare. Esterii nesaturați 2-4 sunt un substrat foarte potrivit pentru transformările fotochimice. Deci, fotooxidarea sensibilizată a acestui amestec a condus la etapa inițială la amestecul de hidroperoxid 14 și 15, care au fost în continuare transformați în alcooli și acetații respectiv mai stabili, iar oxidarea alcoolului 16 a condus la cetoesterul exociclic 20, un compus raportat pentru prima dată, deci obținut cu un randament de 71% total, recalculat pentru compusul 14 inițial. Cetoesterul 6 a servit în calitate de materie primă pentru sinteza unui șir de compuși tetranorladanici cu grad avansat de funcționalizare. Etapa cheie a acestor sinteze a fost reacția de fotooxigenare sensibilizată a compusului 13, în rezultatul căruia s-a obținut un amestec de produși de reacție, printre care se regăsesc hidroperoxidul 22, ca produs de ciclu adiției 4 plus 2 oxigenului singlet, dioxina 23, ca produs de cicloadiție oxigenului singlet, cicloadiție 2 plus 2 a oxigenului singlet și, de asemenea, dienona 24, care poate fi privit ca un produs de dehidrogenare fotooxidativă. Endoperoxidul 22 a fost folosit în continuare în sinteza compusului 28 dorit pentru o secvență de reacție, compusul 28 cu grad avansat de funcționalizare, care poate fi privit ca un precursor a 6-acetoxie homovarburganalului, a fost obținut cu un randament de 11% în premieră, recalculat pentru compusul inițial 6. În aceeași ordine de idei a fost realizată sinteza compusului 31, care poate fi privit ca un precursor a homopoligodialului. Dar, în acest caz, acest compus a fost obținut cu un randament modest de 14%, deoarece în calitate de produs majoritar s-a obținut dimerul 30.
Cu scopul de a obține hibrizi moleculari cu unități heterociclice, bromura 29 a fost tratată cu dihidrofiridazinonă, dar și în acest caz, surprinzător, în locul hibrid, compusului hibrid a fost obținut spirodimerul 32. Proiecțiile acestor compuși sunt reprezentate, proiecțiile moleculare acestor compuși sunt reprezentate pe acest slide. A fost propus mecanismul probabil de formare a dimerilor tetranorlatan și date explicațiile de ce se formează acest compuș în detrimentul compusului 31. Șapticeto-euriforanul poate fi privit ca un derivat a euriforanului, deci iată, a compusului natural, biologic activ, izolat din diverse surse marine, precum spongii, căbureții de mare sau moluștile. Sinteza șapticeto-euriforanului a fost realizată în baza dienii 36. Etapa cheie a acestei sinteze a fost fotooxigenarea sensibilizată acestea, în rezultatul căreia s-a obținut un amestec de hidroperoxizi 37, 38 și 39, doi dintre care și-au servit în calitate de materii prime pentru sinteza șapticeto-euriforanului. Aceștia, prin două secvențe de reacție, au fost transformați în compusul final dorit, șapticeto-euriforan, care a fost obținut cu un randament total de 23%, recalculat pentru compusul inițial 37 și respectiv 59%, recalculat pentru compusul inițial 39. A fost realizată, de asemenea, în premieră, funcționalizarea DNA 36 într-o singură etapă, în pozițiile 7 și 11. Pentru aceasta, compusul inițial a fost tratat cu îmbronsucinimide. Deci, în baza DNA 36 a fost realizată și sinteza unui intermediar important folosit frecvent de diverse grupe de cercetători, care a fost folosit în sintezele unor compuși naturali, biologic activ, deci acetoxitrimdiena. În calitate de materie prime au servit hidroperoxizi despre care am vorbit deja, deci compuși 37 și 38, care prin două secvențe de acție au fost transformați în acetoxidiena finală dorită, cu randament, obținut cu randament total de 7% în baza compusului 38 inițial și 47% în baza compusului inițial 37. În continuare, a fost realizat cu succes funcționalizarea într-o singură etapă a hidroxidienii 36 în pozițiile 7 și 11. Deci, inițial acest compus a fost tratat cu îmbronsucinimid în amestec disolvenți, unul dintre care a fost apa. De pe coloana cromatografică au fost izolați compușii 48-49 și în premieră a fost izolat primul reprezentant al compușilor aromatice din șirul compușilor sieschi terpenici. Mai târziu s-a dovedit că acest compus nu este un produs de reacție, dar este produsul de descompunere a bromhidrinei 49 în timpul cromatografiei pe coloană. Acest lucru a fost demonstrat suplimentar prin oxidarea produsului brut de reacție, care a dat în exclusivitate doar cetobromura 48. Transformarea electrochimică a DNA 36 a condus în condițiile indicate, adică în prezență de acetat de sodiu în calitate de electrolit, a condus la diacetatul 50 și monoacetatul 51 cu randamente acceptabile, iar acest procediu a fost brevetat. Derivații bromurați al pinenonei sunt niște sintoni importanți în sinteza hibrizilor moleculare terpeno-heterociclici. Inițial sau anterior, în laboratorul nostru au fost sintetizați compușii 52, 56 și 57, deci derivații bromurați adrimenonii și trimdienonii. Scopul acestui studiu a fost identificarea condițiilor optimale de funcționalizare selectivă a pozițiilor 11 și 12 din molecula trimenonii. Deci, în rezultatul studiului s-a reușit obținerea selectivă a unor bromuri noi, precum bromura 48, 53 și 58, iar ultimele două au fost transformate în acetații și alcoolii corespunzători mai stabili. Este cunoscut faptul că lactonele terpenici cu schelet normal desigur posedă activitate biologică. În literatura de specialitate însă nu este menționat nu sunt menționați lactonii cu schelet regrupat. Deci, în baza cetonilor 6-7, folosind oxidarea Bayer-Willinger, s-a reușit sinteza în premieră a lactonilor tetranorlatanici 61-62,
și respectiv al actualelor 63-64, prin identificare s-au dovedit a fi biologic activ, iar acestea sunt proiecțiile moleculare a compușilor 62-64. A fost propus mecanismul de formare a acestor compuși, urmând aceeași ordine de idei, au fost sintetizați un șir de lactame cu schelet regrupat, compuși în 69, 70, 72 și 74. Deci cu pornire de la cetoester și de la trimenonă. De menționat că din amestecul de reacție surprinzător a fost izolat teofenolactama 74, care este un derivat al lactamei 73 și acest lucru a fost demonstrat în mecanismul de reacție care a fost propus. Transformările chimice ale larexolului, compusul 75, pot fi divizate în două grupe. Primul grup ăsta sunt transformările chimice cu scindarea oxidativă a catenei laterale, care este grupul cel mai numeros și conduce la compușii norlatanici sau derivații norlatanici ale larexolului. Al doilea grup îl constituie transformările chimice cu conservarea catenei laterale și funcționalizarea în diferite poziții a ciclului A și B. Deci și noi am reușit sinteza unor compuși cu grad avansat de funcționalizare în ciclu B, cu pornire de la larexol. Acesta inițial a fost transformat în cetoacetatul 78, care a fost supus reacției de enolacetilare, obținându-se doi enolacetați 79 și 80 cu randamentele indicate. Datorită prezenței sistemului DNA conjugat, acești compuși sunt niște substrate potrivite pentru transformările fotochimice. Enolacetații 79 și 80 au fost supuși separat reacției de fotooxidare sensibilizată, obținându-se în cazul enolacetatului 79 dienona 81, ca produs de dehidrogenare fotooxidativă, iar în cazul enolacetatului 80, endoperoxidul 82, proiecția căruia este reprezentată pe acest slide. Endoperoxidul 82 a fost redus, dar din păcate, în timpul cromatografiei reticolană, compusul dorit 83 final s-a descompus, deci s-a dovedit a fi un compus destul de labil. Au fost realizate câteva sinteze ale compusului natural crotonodiol. Deci acesta este un compus cu o istorie lungă și foarte interesantă, deoarece pe parcursul anilor diferite grupe de cercetători au raportat compuși cu structura asemănătoare, izolați din diferite surse naturale sau obținute prin sinteză. Datele spectrale acestor compuși coincideau, la fel ca și constantele fizico-chimice, cu excepția unghiului de rotație specific. Aceasta ne-a dus la ideea că aceste grupe de cercetători, echipe de cercetători, au prezentat totuși ambii enantiomeri ai protonodiolului. De aceea, scopul sintezilor a fost obținerea enantiomerului din șirul normal, deci a compusului respectiv, care au fost realizate în bază de sclareol, de larexol 75 compusul și în baza acetatului 84. Deci reușindu-se sinteza protonodiolului cu randamente totale de 38% recalculate pentru compusul 84 și 78% recalculate pentru compusul inițial 75. A fost realizată o sinteză a crotonodiolului și în baza acetoxii cetonii 88. Deci etapa cheie acestor sinteze a fost o refinare de tip Wittig-Horner, care a condus la amestecul de acetoxii esteri 90-91 și respectiv hidroxii esterii 92 și 93. Datorită faptului că aceste compuși nu sunt separabili cromatografic, ei au fost saponificați, și acest fapt a permis izolarea în stare pură a hidroxie acizilor 94-95, care după mitilare și reducere s-au transformat în cazul compusului 92 în crotonodiolul dorit din seria normală, enantiomerică, iar în cazul compusului 93 a fost obținut izomerul cis al acestuia pentru prima dată. Deci este un compus neraportat în literatură. Crotonodiolul, în acest caz, a fost obținut cu un randament de 65% recalculat pentru compusul inițial 88 și izomerul său cu un randament de 70% recalculat pentru același compus. 6 cetoeurofuranul, de asemenea, poate fi privit ca un derivat al eurofuranului despre care deja am vorbit.
Acesta a fost obținut din acetoxicetona 97, obținut anterior din acetatul de la Alexil, prin două secvențe de reacții, în care etapele cheie de asemenea sunt reacțiile de fotooxigenare sensibilizată, deci fapt ce a permis obținerea cetoiului furanului cu randamente de 68 și respectiv 72%, recalculate pentru acetoxidiena inițială 97. Pentru prima dată a fost obținută 6 cetouinterina, un compus care poate fi privit ca un derivat al anhidridei naturale biologic active interina izolată din sursa respectivă. Deci sinteza 6 cetouinterinei a fost realizată din cetoiurifuran. Etapa cheie și în acest caz a fost o reacție de fotooxidare sensibilizată, dar deja din eozină, într-un amestec de terțbutanol și 2,4-butidină, care a condus la lactorii stereoizomeri, la amestecurile 104-105, oxidarea cărora a condus la 6 cetouinterină cu randamentul de 53%, recalculat pentru cetouiurifuranul inițial. A fost de asemenea realizată sinteza fragrolidii, unui compus natural izolat de surse naturale, care este biologic activ, în baza cetoperoxidului 103, care în două etape a fost transformat în fragrolidă cu un randament de 23%, recalculat pentru compusul inițial 103. A fost realizată a doua sinteză cunoscută a albastrolului și epimerului său, deci compus natural biologic activ izolat din niște specii de fungi fitopatogeni, cu randamente totale de 12 și 14%. Pentru a exclude utilizarea tetraoxidului de osmiu, a fost elaborată o metodă alternativă de obținere a cetodiolului 108 prin epoxidarea cetodienii 107 cu acid monoperftalic și hidroliza ulterioară a epoxidului epimer 109-110. De asemenea, a fost realizată o sinteză nouă, formală, a perinicorinii și cinamusmolidii, doi compuși naturali cunoscuți, izolați din sursele corespunzătoare, deci în baza aceeași cetodiene 109. Etapa cheie a acestei transformări a fost bromurarea alilică a cetoacetatului 112, care a permis obținerea bromurii 113, care în câteva etape a fost transformată în cetolactonul cunoscut 116, reducerea cărui a fost deja realizată de colegii noștri din Marea Britanie. Din acest motiv, noi nu am repetat această etapă. Și sinteza este formală. Da. Deci, derivații bromurați ai cetoesterului și a drimenonii, trimdenonii, după cum am menționat anterior, sunt niște sintori foarte importanți în sinteza compoșilor sau hibrizilor moleculari terpeno-heterociclici. Reacția de cuplare a acestora cu piridazinona a condus la un șir întreg de compuși de hibrizi moleculari care conțin unitatea de azinică. Deci, de menționat că în acest caz s-au folosit și iradierea cu microunde, care și-a arătat avantajele sale, deci un timp de reacție scurt și randamente destul de bune. În continuare, au fost realizate în premieră sinteza unor hibrizi moleculari cu unitatea 1,3,4 triazolice. Deci, compușul 124 AD prin intermediul, adică cu pornire de la sclareolidă prin intermediul hidrazidii 122 și hidrazin carboamidilor 123 AD. De menționat că iarăși s-a folosit și metoda clasică, dar s-a folosit și metoda iradierea cu microunde, care a permis reducerea timpilor de reacție de la 4-5 ore la 5 minute, fără a afecta substanțial randamentul de reacție. În unele cazuri acestea chiar sunt puțin mai mari. La final, deci, hibrizii moleculari au fost supuși altelării prin tratare cu bromură de bromoacetofenonă, obținându-se derivații S-substituiți 125 AD. A fost realizată, de asemenea, în premieră sinteza unor hibrizi moleculari cu fragil de 1,3 tiazolice, deci cu pornire de la hidroxicetona 127 și cetona nesaturată 132. Obținerea hibrizilor s-a reușit doar în cazul cetonii nesaturate, deoarece în cazul hidroxicetonii reacția de heterociclizare n-a decurs. Urmând același protocol, a fost sintetizat un șir de hibrizi trinorlatanici cu unitatea 1,3 tiazolic, cu pornire de la cetonile respective,
și anchetat șirul compușurilor sau hibrizilor moleculari fragmente 1-3 tiazolice, cei tetranorlandanici și pentanorlandanici obținut după același protocol, deci din cetonile inițiale 6-7. În continuare au fost sintetizați hibrizi moleculari cu unități structurale 1-3-4 oxadiazolice și 1-3-4 tiadiazolice. În baza hidrazidii 122. Deci interacțiunea acesteia cu disulfură de tetrametiltiuran a condus la amestecul de oxodiazol 161 și tiodiazol 162. De remarcat că creșterea cantității de reagent deplasează echilibrul de reacție în direcția formării tiodiazolului și acest lucru a fost confirmat prin mecanismul de reacție propus, iar interacțiunea cu carbonil de imidazolul a condus la oxodiazolul 160. Deci, în continuare, toți acești hibrizi moleculari au fost supuși reacții de alchilare prin tratare cu bromul acetofenonul, obținându-se un șir de derivați N și S substituiți, deci compușul 163-165. În continuare a fost realizată sinteza oxo- și tiodiazolilor 2-amino-oxo- și tiodiazolilor. Deci, iarăși în baza hidrazidii 122, deci folosind iarăși iradierea cu microunde, direct prin heterociclizare sau prin intermediul hidrazid carbo-tioamidilor 168AC, s-au obținut acești compuși cu randamente destul de înalte. La unul etap iarăși a fost folosită iradierea cu microunde. În continuare, deja o să prezint materialele studiului fitochimic, care realizarea acestui studiu n-a apărut spontan, a apărut inițial în baza studiului bibliografic care l-a realizat, dar la baza acestui studiu mai stau și alte motive, dintre care putem menționa faptul că Republica Moldova este un producător al acestor surse care au fost studiate pe parcursul realizării studiului fitochimic. În Republica Moldova există tradiția consumului acestor surse vegetale. La noi, de asemenea, se formează anual cantități mari de deșeuri vegetale care nu sunt valorificate. Studiile fitochimice sunt destul de rarisime în Republica Moldova, deci pot să menționez doar un singur proiect care îl cunosc. Ăsta e proiectul Planteras, care a fost finalizat anul trecut și în laboratorul nostru și noi am fost parte din echipa care a realizat acest proiect. De asemenea, un argument fort este și faptul că asemenea studii sunt un domeniu de cercetare a chimiei compușurilor naturale și biologic activ. Deci, pe acest slide sunt reprezentate locațiile în care, din Republica Moldova și România, unde au fost colectate sursele vegetale care au fost supuse studiului fitochimic. Inițial a fost studiat prin metoda GCMS compoziția chimică a probelor de ulei volatil oferite de 7 producători locali. În rezultatul analizelor au fost identificați 41 de constituenți, 38 dintre care se regăsesc în probele de ulei oferite de producătorul numărul 1. Deci, conform standardului european, un ulei de calitate de levățică ar trebui să conțină obligatoriu acești componenți în concentrațiile indicate în acest tabel. Din toate probele analizate, doar producătorul numărul 1 cu mici abateri corespunde standardului european. Compoziția chimică a uleiului de levățică local, probelor de ulei de levățică locală, este dominat de monoterpenoide, în special de hidrocarburi de monoterpenici oxigenate, după cum vedeți noastră, ele sunt evidențiate cu roșu. Folosind aceeași metodă, au fost analizate și probele de ulei volatil din napraznic, o specie de plantă locală, care este puțin studiat chiar la nivel global. Au fost studiate probele de ulei volatil obținute din plantele proaspete și din plantele uscate. Aceste plante au fost identificat un număr de 38 de constituenți care se regăsesc în totalitate în proba de ulei obținut din plantele proaspete, în probele obținute din plantele uscate se regăsește doar 22 dintre ei. Componentul majoritar al uleiului din napraznic este germacremul, deci se poate de menționat cu siguranță că specia napraznic, Tanacetum coribosum, de origine moldovenească, aparține chemotipului germacrem D. Compoziția chimică a acestei
a uleiului obținut în aceste specii este dominat de sesc terpene, în special de hidrocarburile sesc terpenici care sunt prezente în, în conținutul reprezentat în acest tabel. În continuare au fost cuantificați acizii triterpenici, acidul oleanolic și acidul ursolic, în extractele obținute din epicarpul fructelor de măr, provenite de la 12 soi, originale din Republica Moldova și România. Denumirile lor sunt date în legendă. Deci, analizele au arătat o prezență sau un ținut sporit al acidului oleanolic în soiurile Aydaret, Belin Aliv, Montuan, Richard și Golden Delicious moldovenesc. Iar soiurile Starkinson, Crețesc, Gloster și Jonathan moldovenesc s-au caracterizat printr-un conținut mai jos de acid oleanolic. Deci, de acid oleanolic, deci aceștia sunt marcați cu săgeți roșii. Acidul ursolic, în general, este conținut în sursele vegetale în cantități mult mai mari decât acidul oleanolic. Acest fapt a fost confirmat de analizele realizate de noi, deci au fost detectate câteva soiuri din cu un conținut mai înalt de acid ursolic, astea sunt picurile marcate cu săgețele verzi, deci astea sunt Aydaredul, Belin Aliv, Mantuanu, Richard și Golden Delicious de origine moldovenească. Soiurile Starkinson și Gloster se caracterizează printr-un conținut destul de jos de acid ursolic. Ambii acizi au fost cuantificați și în plantele de levanțică, deci proaspăt uscate, și în deșeuri provenite după hidrodistilarea uleiului volatil din inflorescențele acestei specii. Bineînțeles că plantele de levanțic se caracterizează pentru un conținut mai înalt de acid oleanolic și ursolic, iar, iar deșeurile provenite din ele prin conținuturi mai mici, deoarece asta cred că este urmare a hidrodistilării la care a fost supusă. În plante, raportul acestor acizi este de 1 la 26 și în deșeuri 1 la 31. Analizei au fost supuse și câteva specii de plante medicinale locale, deci galbenele, menta citronată, menta ghimbir, cincul de stâncă, cât și specii producătoare de fructe, precum cornul, măcieșul, murul, porumbarul, păducelul și măslinul rusesc. Dintre plantele medicinale, conținutul cel mai înalt detectat de acest ursuri și oleanolic a fost în menta, extractele obținute din menta citronată și cincul de stâncă, iar din fructele de păduri, fructele producătoare de, speciile producătoare de fructe, cornul și păducelul. De asemenea, a fost cuantificat acizii fenolici din fructele provenite de la aceiași soiuri de miere, care au fost deja menționate. Acestea sunt derivații acidului cinamic și derivații acidului benzoic, reprezentați aici. Se poate menționat că conținutul de acid transcinamic și acid 4-hidroxibenzoic în general este destul de jos la toate soiurile de miere analizate, iar conținutul celorlalți acizi fenolici variază în limite destul de largi. Două soiuri sunt mai distincte sau se deosebesc într-un conținut mai înalt de compuși fenolici, asta este soiul Starkinson, observat și dumneavoastră, deci, și soiul Golden Delicious, care conțin totuși o cantitate mai mare de compuși fenolici. Au fost cuantificate de asemenea și flavonoidele, catechina, epicatechina, quercetina și rutina, și transresveratrolul în aceleași soiuri care au fost menționate. Deci, cel mai mare conținut în fructele de măr, lauri, epicatechina, acestea sunt picurile marcate cu săgeți verzi, urmate de către quercetină, picurile marcate cu săgeți roșii. Celelalte flavonoide se găsesc în cantități mici în fructe sau lipsesc la unele soiuri. Ce privește transresveratrolul, deci conținutul lui este destul de stabil în toate soiurile, poate cu excepția soiului Belin Aliv, cel care încheie acest șir. De asemenea, a fost realizat și o analiză prin activare cu neutroni a compoziției chimice a plantelor de levânțică pe organe de plante, adică rădăcini, tulpini, frunze și inflorescență. Conținutul cel mai înalt al mineralilor și numărul de elemente chimice a fost stabilit în frunze, cel mai mare, și iată aceste diagrame, deci pe acest slide sunt reprezentate cele 23 de elemente
identificate în frunzele de levănțâi, care pot fi împărțite în trei grupe, macroelemente, microelemente și elemente pământuri rare. Folosind aceeași metodă, au fost analizate și plantele integrale din apraznic. În compoziția acestor plante au fost identificate 21 de elemente care, cu conținutul respectiv, care de asemenea pot fi împărțite în cele trei grupe, macro, micro, și elemente pământuri rare sau, rare sau elemente găsite sub formă de urme, cum este cobaltul. Am menționat deja că din totalul de concurși testați in vitro, 29 de concurși au manifestat activitate biologică, dintre care 8 au manifestat activitate biologică excelentă, depășind valorile concentrației mini-inhibatorii a compușilor standard, adică a caspofungine și a canamicinii. Îndeosebi merită să fie menționați compușii 122, 125 și 162. Capacitatea sau activitatea cărora depășește de 10 de ori activitatea compușilor de referință. Și activitatea acestor compuși a fost brevetată. Dintre probele vegetale, cea mai activă s-a dovedit a fi apa florală de levanțică, adică aqua lavandula, iar extractele etanolic din apraznic și ulei volatil de levanțică au arătat activitate moderată, dar selectivă față de speciile menționate sau reprezentate în paranteză. Mai departe sunt trecute în revistă toate speciile și tulpinele microorganisme care au fost testați compuși de sinteză și produsele derivate din surse vegetale. A fost de asemenea post-factum realizată andocarea moleculară a acestor compuși, care în mare parte a confirmat informațiile primite în rezultatul testării in vitro a compușilor de sinteză, acelor 8 compuși activi, și au demonstrat compuși 122-125, practic sunt tot timp cap de serii pe cele, la 3 din cele 4 surse proteice pe care au fost testați acest compuș. Surprinzător, compusul 162 a nimerit undeva în regiunea aceasta, adică cu activitate mai scăzută, dar probabil că e ceva legat de program, adică știți, cu omul și robotul, deci, adică, părerea lor sau, de multe ori, sunt diferite. Noutatea științifică a lucrării constă într-o contribuție substanțială la chimia sclareolului și la rexolului și la chimia compușilor naturale în general. Prin dezvoltarea direcției noi de sinteză a seriilor hibrizi moleculari terpeno-heterociclici, realizarea unor sinteze eficiente originale, stereoselective, frerejuri selective a unor compuși naturale cu funcționare avansată și a precursorilor și analogilor compușilor naturale. Prin elucidarea mecanismelor, optimizarea condițiilor de desfășurare a unor reacții, inclusiv prin folosirea metodelor de sinteză neconvenționale, realizarea studiului fitochimic asupra surselor locale de interes alimentar și terapeutic, identificarea compușilor de sinteză cu activitate antimicrobiană avansată prin testări in vitro și realizarea andocării moleculare a celor mai activi compuși și stabilirea relației structură-activitate. Cu permisiunea dumneavoastră, eu am să omit concluziile generale, dacă se fac și am să trec la recomandări. Deci, recomandările includ realizarea testelor preclinice și clinice ale compușilor noglobdanici, inclusiv a hibrizilor moleculari cu activitate antimicrobiană înaltă brevetată, în perspectiva utilizării acestor în industrie farmaceutică în calitate de agenți antifungici și antibacterieni. Valorificarea fructelor de măr, fructelor de pădure, plantelor eterogenase, aromatice, medicinale și deșeuri provenite din ele, în vederea obținerii unor produse cu potențial biologic sporit, precum terpenele, acizii fenolici și flavonoidele. Cultivarea pe suprafețe extinsă a soiului de levânțică moldovenească 4 și chișinăuscă 90, ulei volatil al cărora corespunde standardului internațional și anapraznicului local, care are compoziție chimic specifică și aparține chemotipului germacren, de care nu a fost nicăieri raportat până acum. După cum s-a menționat, sunt 66 de lucrări științifice publicate la tema tezii și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Cicărlan, pentru prezentarea dumneavoastră economice. 3 minute. Da, bravo. Stimați colegi, Duma, conform regulamentul ANECEC, după expunere referatul de către prezentare, urmează întrebări. Cine are întrebări? Da, începem. Da. Spuneți-vă, rog, totuși,
cum menționați, care sunt grupările funcționale responsabile de efectul antifungic și antimicrobian? Da, deci, din păcate, din lipsă de spațiu și timp, aici eu nu am desfășurat tema, dar în lucrare și în autoreferat, aceste lucruri sunt descrise ca un efect sinergetic a grupurilor funcționale care se conțin în moleculă, fiindcă toți compușii care au manifestat activitate, în cazul dat, iată, acești 8 compuși, reprezintă niște compuși cu grupări funcționale mixte. Deci sunt prezente sisteme dienici conjugate, sunt prezente grupările funcționale acetat, spunem în poziția 7, sau combinația ciclului furanic cu gruparea hidroxil, ori combinația, spunem, grupării lactonice cu gruparea esterică. Deci, ăsta și serie de compușii de sinteză terpenici. Iar în cazul compușilor hibriz sau hibrizul molecular, deci evident că concentrația minimă inhibatorie sau activitatea înaltă a acestor compuși se datorează prezenței unităților heterociclice. Vedeți, în cazul substanțelor naturale este practic imposibil de a detecta, că avem acolo un ansamblu. Da, asta vedeți în vedere suma, nu cu compușii, la sinteții. Compușii. Eu vorbesc despre faptul că în cazul când avem de-a face cu extracte naturale, da, este practic imposibil de a detecta care este gruparea sau grupările responsabile. În cazul când dumneavoastră aveți compuși de sinteză, ar fost bine dacă... Prezența grupărilor funcționale în poziția 7, deci ceea ce am menționat și în publicații, deci grupările respective, grupările hidroxil și acetat, cred că determină activitatea acestor compuși și în cazul hibrizelor moleculare, deci astea sunt unitățile heterociclice. E discutat. Okay. Da, eu întrebarea am referitoare la transformările astea fotochimice. Ați utilizat în teză două tipuri de astfel de transformări, degradare fotolitică și fotooxigenare sensibilizată. Puteți să le spuneți da, diferența? Da. Deci astea sunt ambele tipuri de reacții sunt de fotochimie, dar după esență sunt diferite. În prima teză, în teza de doctor, deci accentul în mare parte a fost pus pe degradările fotolitice, adică pe utilizarea surselor de lumină cu undă scurtă. Deci acestea erau surse de lumină în diapazonul ultraviolet, fiindcă este cunoscut faptul că energia cuantică de lumină este invers proporțională lungimii de undă. Cu cât e mai scurtă lungimea de undă, cu atât energia cuantică de lumină este mai mare și în cazul, să zicem, iată, în cazul Larixolului am menționat că există două tipuri de reacții, deci conservarea catenei laterale și cu scindarea catenei laterale. Iată anume degradările fotolitice de tip Norish 2, noi le-am folosit pentru scindarea lanțului carbonic la nivel de atom de carbon 11. Adică noi am combinat metodele oxidative clasice, care permit scindarea la prima etapă a lanțului carbonic cu 2 atomi de carbon, cu formarea, am să arăt acuși, cu formarea, iată, a cetonii respective 88 acetoxic cetonii respective, da? Care în condiții de reacție Norish 2 sau la reliere cu o sursă ultravioletă, să spunem, folosind lemn de mercur de presiune joasă, medie sau mari, permit înlăturarea sau scindarea legăturii carbon-carbon și eliminarea unui fragment acetonic. Și în acest fel, noi putem trece direct de la compușii dinorlatanici la compușii pentanorlatanici, deci într-o singură etapă.
Iar reacțiile fotooxigenare sensibilizate includ prezența sensibilizatorului, sursele de lumină sunt din spectru vizibil. Da? Deseori se folosește, asta poate fi și un obiect de incandescență, numai că ele au anumite dezavantaje, fiindcă se încălzesc foarte tare și influențează amestecul de reacție, adică poate să duc la cei care are loc și evaporarea solventului, dar de obicei becuri fluorescente sau se folosesc de multe ori pentru a genera o lungime de undă fixă filtrele respective, adică se poate de folosit lumina cu lungime de undă fixă. Dar, deci vă spun că în cazul luminii vizibile, energia este suficientă pentru a activa sensibilizatorul, care este un mediator între sursa luminoasă, să spunem așa, substrat și oxigen. Deci dânsul, trecând în stare excitată, excită ori substratul, ori, spunem, oxigenul, care este un reagent de oxidare ieftin și eficient. Îl trece în stare de singlet și atunci are loc interacțiunea dintre substrate. Deci, mecanistic, este două lucruri diferite. Cum explicați faptul sau căror constituenți se datorează că apa florală de lăgănțică are un potențial antimicrobian mai superior decât alte derivate? Și o altă întrebare, care a fost motivația că pentru specia de năpraznic, Tanacetum corumbosum, ați analizat plantele proaspete și uscate? Da, vă mulțumesc mult pentru întrebare. Deci, cunoaștem în teză și în autoreferat, în rezumat, eu am adus chiar și compoziția chimică a apei florale. Deci, acolo sunt câteva componente hidrosolubile. Astea sunt niște alcooli esteschi, niște alcooli monoterpenici, pentru care este linalolul, geraniolul, dacă nu greșesc eu. Deci, cantități mici, undeva în jur de 1% se dizolvă în apă, deci, dar cred că prezența acestor componente își face sau determină activitatea înaltă a apei florale în comparație cu alte produse. Noi chiar am, în afară de, să spunem așa, de analiza chimică a apei florale și testările biologice, chiar am empiric, am lăsat așa pe masă paharele cu apa lavandula și deci pe parcursul undeva unei luni nu s-a format pelicula asta de microorganisme, știți, care caută de obicei substrate organice nutritive. Deci activitatea cu adevărat este mai înaltă. Iar ce privește plantele din apraznic, majoritatea plantelor medicinale, adică cel mai frecvent se consumă în stare uscată. Adică rare ori în stare proaspătă. Ce înseamnă o plantă uscată sau un produs obținut în baza unei plante medicinale? Asta înseamnă o durată oarecare de păstrare, pe parcursul căreia, bineînțeles, proprietățile se schimbă. Și noi am demonstrat experimental că în timp de o lună, la uscare, în condiții potrivite, deci la semi-întuneric, la aerisire, totuși o parte din componente se pierd. Astea sunt hidrocarburile monoterpenici care se volatilizează și compușii oxigenați care procesele după colectarea plantei continuă în plantă, deci ea nu moare imediat, au loc procese hidrolice, oxidative și în rezultatul proceselor oxidative, unele componente oxigenate, concentrația lor crește în ulei obținut din plantele. Deci au loc transformări biochimice, așa spun mai mult. Iată, în comparație am dorit chiar să vedem cum se schimbă compoziția uleiului obținut. Plăcere. Domnul Jandru, care a fost motivația cercetării cantitative a sapojininelor triterpenice? Deci ăștia sunt doi compuși cu o răspândire foarte largă în natură. Deci se găsesc practic integral acoperă plantele și respectiv și fructele. Din literatura de specialitate cunoaștem că aceste terpenici manifestă o serie întreagă de activități biologice, dar cea mai importantă activitate biologică a acestor compuși este activitatea citotoxică a lor, care a fost demonstrată într-o mulțime de publicații pe diferite linii celulare, adică canceroase.
Deci noi am pornit de la proverbul acela că one apple per day, keep doctor away. Deci dacă consumi miere, ești sănătos. Adică compușii ăștia trebuie apenici nimerindu-i organism și manifestă activitatea lor. Eu vreau să continuu tot despre asta. Mi-e aproape de suflet. Și asta cu întrebarea mortală. Dar ei în stare liberă că credeți că plantă numai legat? Nu, e și în formă de legătură. Și nu ați să încercați cumva? Nu, pentru că atunci era studiul prea complex. Noi și așa am cumpărat standardele care sunt destul de scumpe. A piața aici, eu vreau să spun că e considerat în general că saponinele triterpenice sunt anticancerigene. Noi și în institut foarte mult s-a lucrat cu Institutul de Moscova, dar dumneata cum pui accentul că sapoginina ar fi tot. Poate, n-am... Noi ne-am... Da, deci, ați găsit literatura. Da, mențiune din literatură, deci de acolo vine ideea, dar asta am putut să ne permitem, deci studiem aglicolii. Nu trebuie din sală. Domnul Alexandru, spuneți-vă rog, dumneavoastră spuneți că ați aplicat metode de sinteză clasice și neconvenționale. Da. Dacă puteți să ne faceți așa o clasificare, iar că clasice sunt cunoscute, dar neconvenționale care le-ați le-ați aplicat în lucrarea dumneavoastră. Și de ce le numiți neconvenționale? Deci, iată, metodele clasice. Asta este interacțiunea substratului cu un reagent oarecare. Cu o anumită acțiune, spunem, reducător, oxidant și așa mai departe. Cât ține metodele neconvenționale, este țin mai mult pe aspectul fizic sau pe factorul fizic. Deci, în cazul metodelor, spunem, fotochimice, noi nu avem de-a facere cu un compus chimic care o să transforme substratul. Noi avem de-a facere cu cuanta de lumină care generează energie necesară. Deci activează reagentul, spunem, oxigenul, același oxigen. În cazul metodelor electrochimice, astea sunt niște procese de oxidare și reducere care decurg pe suprafața catozelor. Deci într-un mediu cu cedare și adiție de electroni. Clar că se folosesc și electroliții corespunzători, se mai folosesc cu electroliții. Iar deci, reacțiile acestea de microunde, ăsta de obște, e factorul electromagnetic, deci care favorizează interacțiunea moleculilor, la nivel atomic molecular. Deci nu este o interacțiune clasică între reagenți. Sunt mai mult niște factori sau niște metode care stimulează, măresc viteza de reacție, activează substratul. Deci iată, asta e o... Este să aveți în vedere, da? Și mai mult poate o întrebare. Da. Din lucrare am observat următorul fapt. În general, când se sintetizează o substanță nouă, se descrie, în primul rând se fac testări la activitatea biologică cu posibilitatea de aplicare în domeniul farmaceutic. Că orice substanță, adică trebuie să aducă un folos omului. Aici mai mult ați studiat activitatea lor... Antimicrobială. Da. Dar în medicină, ce este cunoscut pe baza acestor substanțe care de acum au aplicații practice? Anticancerigene, antifungice, antibacteriene? Noi, deci, mulțumesc întrebare, cum ați menționat dumneavoastră, deci accentul noi am pus-o pe activitatea antimicrobiană, fiindcă asta e, la moment, e unica posibilitatea noastră de a testa compușii. Deci noi avem un laborator microbiologic în Institutul de Chimie și avem o colaborare bună cu Iașu. Fiindcă testările respective necesită condiții speciale. Clar, deci da. Accesul la un laborator, la niște persoane cointeresate, care au ori linii celulare, ori au speciile respective, au permisiunea de a lucra cu ele. Deci asta e, la moment, unica posibilitatea noastră de a testa ceva. Dar la Tistănicianu n-ați încercat? Noi am făcut doar doi compuși, au fost testați pe celule canceroase și este menționat în lucrare, dar nu menționat aici, fiindcă activitatea lor citotoxică a fost moderată, mai joasă decât standardul, deci mai mică. Adică dați încercat? Am încercat doi compuși. Doi compuși pe trei linii celulare, dacă nu greșesc. Sunt întrebări? Eu
Uite, acum mă așteptam. Slide-ul 14. Da. Reacția de electrotransformare. Concursul 36. 36, 59. Da. Care electrodul folosit? Noi folosim electrod standard de grafit, de carbon. De grafit, așa e? Da, fiindcă nu avem. Așa e. Nu avem nici de noi. Asta reacția electrooxidare, ori unde trece reacția? La anod, la catod? Eu cred că tot pe suprafața anodului. Poftim? Tot pe suprafața anodului. Anodul, așa e. Și da. Aveți niște datele despre dependență compușilor, образование в зависимости от силы тока до компуша. До компуша, обсуждаем заказ дат. Noi n-am variat, tensiunea și intensitatea. Deci, au fost la tensiune constantă și intensitate constantă. Deci, n-am făcut studii. Da, doar am monitorizat prin cromatografie în strat subțiri decurgerea reacției. Dar, în general, tensiunile și intensitățile nu sunt mari. Este de ori, nu câțiva volți și până la una întâi. Aha, am înțeles. Da, mulțumesc. Slide-ul 26. Dumneavoastră, prezentatul datele despre epoxidul alfa-beta. Da. Așa, aici. Da. A fost separat compușul deschiderea 108. Da. Ăsta a fost unicul compus și o să vă explic de ce. Adică în lucrare, în articol, în lucrare și în rezumat, mai aducem și mecanismul de reacție. Pe durata hidrolizei are loc interconversia, adică transformarea epoxidului beta în alfa. Aha. Prin două succesiuni, două reacții de substituție nucleofilă și deja ăsta e unic produs obținut cu randamentul respectiv. Da. Deci întrebarea asta m-a fost și am și mecanismul separat. Nu trebuie. Eu l-am pregătit separat. Da. Mulțumesc. Întrebări mai sunt? Ori nu? Nu? Le ajung. Bine. Noi poftim. Luați loc, domnul Ciuclan. În continuare, ofer cuvântul secretarului științific al Consiliului pentru a da citire concluzii seminarului științific de profil referitor la noutate, evaluare științifică teoretică și aplicativă a tezii, precum și alte revizii. Seminarul științific de profil președinte înalt teza prezentată de domnul Ciuclan. Deci, evaluarea a fost realizată conform standardelor de evaluare de calitate tezei doctor Pugletat științifice. Deci, și în urma consensului membrilor seminarului, deci, pe majoritatea criteriilor, nivelul de performanță a fost menționat ca nivelul 1, adică nivelul superior, cu unele mici mențiuni la calitatea susținerii, adică la prezentare. Dar deja pretendentul la prezentarea de astăzi s-a mobilizat și, în practic, a eliminat toate observațiile. Deci, au mai fost unele comentarii. Da, au fost unele comentarii la seminariu. În particular, eu am observat că puțin lucrarea este mai lungă decât cerințele, dar s-a scurtat acum de la volumul inițial de 270, acum s-a apropiat de 240. Și în linii generale, deci, aprecierea a fost excelentă la seminariul științific. Da, mulțumesc. Da, mulțumesc. Da, cred că și celelalte rezumate. Da. Celelalte avizii, Noi am primit în adresa Consiliului o serie de avizii, fiindcă autoreferatul a fost expediat comunității științifice, deci au fost primite 8 avizii din partea colegilor din Republica Moldova, din România, din Italia și chiar și din Rusia.
Deci, toate aceste vizii au exprimat o opinie pozitivă, toate aceste vizii au fost subliniat deci, calitatea științifică a lucrării, aspectul teoretic, aspectul practic și în toate viziile a fost recomandarea de a susține această lucrare la, pentru titlul de doctor habilitat în chimie. Deci, fără nicio excepție. Vă mulțumesc mult, domnul secretar. Și trecem în parte, ofer cuvântul doamna consultant științific. Domnule președinte, stimați membrii Comisiei de Susținere, onorată asistență, chiar dacă astăzi, conform regulamentului, eu trebuie să vorbesc despre calitățile personale și profesionale, da. Așa e regula, da, deci, da, da, ale pretendentului. Eu, totuși, cu permisiunea dumneavoastră, voi spune câteva cuvinte și despre lucrare. Deci, teza elaborată de domnul Alexandru Ciocârlan, eu am vrut, vreau încă o dată să subliniez că această teză conturează o direcție nouă de cercetare care aduce contribuții foarte valoroase în domeniul chimiei compușilor naturali și anume în domeniul sintezei hibrizelor terpeno-heterociclici moleculari care au o activitate biologică foarte pronunțată. Deci, acest lucru este confirmat printr-o serie de publicații care sunt publicate în reviste de prestigiu, de cotații EC, așa reviste ca Molecules, Chemistry of Heterocyclic Compounds, Chemistry of Natural Compounds, care sunt foarte des în ultimul timp citate de către cercetătorii din domeniu. Și de asemenea, în cele patru brevete de invenție în care sunt revindicate proprietățile deci biologice de excepție a unor compuși din această serie. Și doar câteva cuvinte am vrut să, nu pot să nu spun despre acel fir roșu care s-au vorbit la toate etapele care trece prin lucrare, care s-au vorbit la toate etapele de examinare acestei teze și vreau să spun cu certitudine că acest fir roșu există și Alexandru a explicat foarte bine în slide-ul 34, mi se pare că la baza tuturor cercetărilor care sunt în teza domnului Ciocârlan, deci atât a celor de sinteză cât și a celor fitochimice, se află valorificarea resurselor vegetale disponibile în Republica Moldova pentru elaborarea remediilor nutraceutice și farmaceutice, deci Moldova fiind un producător foarte cunoscut de miere, plante medicinale, plante aromatice și așa mai departe. Deci eu cred că nu mai trebuie să explic și eu încă o dată deci, acest lucru, dar pe de o parte, în deșeurile care se formează la prelucrarea acestor produse vegetale, sunt deci, metaboliți secundari cu structură chimică. Deci, poftim? La calitatea personală, vă rog. Atunci, eu încă o dată o să mai vorbesc dacă... Deci, calitățile profesionale, dacă vorbesc despre calitățile profesionale ale pretendentului, ele sunt strâns legate de lucrare. Cercetarea abordată este una complexă, după câte ați văzut și dumneavoastră, este una complexă și de mare finețe și care presupune un grad foarte înalt de pregătire, de
putere de muncă și Alexandru a dovedit, a demonstrat o capacitate de sistematizare și fundamentare științifică de invidiat. Teza cuprinde un număr mare de date experimentale care sunt susținute prin metode de analiză, dar foarte performante și în lucrare ele sunt redate foarte logic și coerent, care este o dovadă a maturității științifice a autorului. Deci toate acestea se bazează pe un impresionant volum de lucru, seriozitate, cunoștințe profesionale de excepție, capacitate de analiză și sinteză a datelor. Deci și prezentarea de astăzi, de asemenea, este dovada maturității științifice a candidatului nostru. Merită de subliniat, de asemenea, și calitățile umane care sunt probate zilnic a domnului Alexandru Ciocărlan, care este un profesor de excepție, care este întotdeauna înconjurat de studenți, atât în aulele universității, cât și în laboratoarele Institutului de Chimie. Este un coleg de excepție, asta o pot confirma toți colegii din institut, care deci, este gata să ajute tuturor necondiționat și este un om de omenie, dacă vreți. Deci asta e ceea ce am vrut să spun. Mulțumesc, doamna consultant științific. Da, mulțumesc. Stimați colegi, trecem, luați loc. Cuvânt se oferă referență oficial al tezei. Prima, membru corespondent Sturza, adică. Onorată asistență, stimate domnule președinte, comisie, stimată doamna coordonator științific, colegi. Deci mi-a făcut o deosebită plăcere să citesc cu cea mai mare atenție tema, teza, care este foarte apropiată domeniului meu de interese. În special mă refer la cercetările fitochimice și în rezultat, deci am elaborat referatul pe care nu mă dați citire integral, evident, că e prea mare, are vreo 12 pagini. Dar mă voi opri la elementele esențiale. Deci, baza teoretică a tezei. Maladiile provocate de fungi și bacterii prezintă o amenințare reală pentru sănătatea și bunăstarea omenirii. Deci, rezistența la antimicrobiene a devenit una dintre principalele amenințări urgente la adresa sănătății publice, ceea ce cauzează probleme serioase pentru prevenire și tratamentul cu succes a bolilor persistente. Din acest motiv, cerința unor noi remedii antifungice și antibacteriene eficiente rămâne constantă și oferă un câmp larg de cercetare pentru chimiști. Industria farmaceutică continuă să proiecteze structuri moleculare noi, care în unele cazuri devin principii active ale unor medicamente cu proprietăți antimicrobiene. Astfel, obținerea unor hibrizi moleculari cu unități heterociclice în baza unor compuși terpenici accesibili prezintă o direcție nouă și importantă în sinteza organică. Deci, teza se axează pe strategii moderne de care se conduce sinteza organică. Rezultatele cercetării prezentate au fost publicate în 66 lucrări științifice,
inclusiv în capitolul monografiei, 15 articole în reviste cu factor de impact, 9 reviste naționale, 37 rezumate și 4 brevete de invenție. Deci eu trebuie să fac sumarul tezei, că lucrarea este expusă pe 235 pagini de text de bază și include compartimentele adnotări în română, engleză și rusă, introducere, 6 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie, 144 figuri și 37 de tabele. Deci voi omite descrierea capitolelor și voi trece direct la expunerea celor întrebări care se punctează. Deci inovația și originalitatea științifică a tezii constă în confirmarea ipotezei privind posibilitatea obținerii unor remedii terapeutice noi prin sinteza dirijată a compușilor norlabdanici naturali, a celor cu grad de funcționalizare avansată și a hibrizilor moleculari cu unități structurale terpenice și heterociclice, precum și cele diazinice. Originalitatea lucrării constă în confirmarea posibilității transformării unor deșeuri ale industriei de prelucrare în compuși de importanță practică, inclusiv prin realizarea în premieră a unor sinteze eficiente, originale, stereo și regioselective ale unor analogi naturali. Realizarea unor sinteze ale compușilor norlabdanici cu funcționalizare avansată. Prin completarea informațiilor științifice privind mecanismele unor reacții în șirul compușilor norlabdanici. Precum și prin studiile fitochimice ale unor surse vegetale locale, care au confirmat valoarea și utilitatea acestor materii vegetale și a produselor derivate realizate prin ele. Valoarea practică a cercetării constă în realizarea unor numeroase sinteze eficiente ale compușilor țintă, dintre care 29 compuși au manifestat activitate antimicrobiană bună, iar 4 au prezentat o activitate antimicrobiană pronunțată. De aceste elaborări pot fi interesate firmele farmaceutice, iar derivații norlabdanici biologic activi sintetizați pot servi în calitate de principii active. Valoarea practică constă și în studiul fitochimic care a permis cuantificarea componentelor terpenice în probele de ulei volatil de diferite specii de plante din Republica Moldova. Calitatea metodologică a cercetării. Metodologia de cercetare include atât metode clasice cât și cele convenționale, după cum a fost explicat, deși cred că ar fi fost mai bine de spus, pur și simplu, metode fizico-chimice. Fiindcă deja microundele nu mai sunt de mult metode neconvenționale. Sunt pur și simplu metode de acțiune fizico-chimice. Dar, mă rog, e o problemă de terminologie. Scopul și obiectivele specifice propuse sunt formulate clar și concis, bazate pe studii bibliografice și date actualizate, interpretate la justa lor valoare. Metodologia cercetărilor corespunde întru totul obiectivelor formulate. Conceperea și calitatea textului. Conținutul tezii de doctor habilitat, sinteza derivațiilor norlabdane și biologic activ cu funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale, este structurat logic în 6 capitole, inclusiv 5 cu rezultate proprii ale cercetărilor. Textul este coerent, corespunde stilului academic. Lucrarea este redactată cu acuratețe științifică. Expunerea materialului este clară și concisă, nu sunt repetări, frazele sunt bine formulate. Prezentarea grafică este rațional încadrată, în teză, corespunde în totalitate temei abordate și este explicată din punct de vedere științific. Ipotezele de cercetare sunt bine argumentate. Asigurarea bibliografică
Sunt incluse 514 titluri bibliografice. În teză sunt respectate normele deontologice și de bună conduită. Este specificat aportul personal al competitorului la realizarea testului de doctorat. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor. Concluziile sunt formulate clar și concludent în baza rezultatelor obținute în cadrul cercetărilor. Autorul propune recomandări spre implementare. Corespunderea conținutului tezii, temei abordate, publicațiilor și rezumatului tezii. Conținutul tezii și rezumatul corespund pe deplin temei aprobate. Principalele rezultate științifice au fost aprobate prin lucrări susținute la conferințe naționale și internaționale și au fost publicate în lucrări științifice de evaluare. Obiecții și sugestii. Teza abordează o tematică actuală, care necesită a fi implementată la nivel industrial, deoarece compușii de sinteză obținuți și sursele digitale analizate în lucrare pot fi folosite în producerea unor remedii terapeutice noi. Drept obiecții ar putea fi nominalizate. În introducere este foarte modest elucidată valoarea aplicativă a lucrării. Ar fi necesară o promovare mai activă a rezultatelor cu potențial de implementare în producere. Nu sunt prezentate date referitor la participarea la saloane de instituții internaționale naționale, care reprezintă o cale de diseminare și promovare a rezultatelor cercetărilor. Recomandările poartă un caracter general. Deci ar fi benefică o justificare mai minuțioasă a recomandărilor cu indicarea rezultatelor concrete și a sectorului întreprinderilor cărora se adresează. Nu sunt specificate cercetările de perspectivă în domeniul sintezii compușilor cu proprietăți antifungice și antibacteriene. 5. Autorul nu specifică aportul personal în cadrul concluziilor generale. Nu sunt citate lucrările proprii în baza cărora au fost formulate aceste concluzii. Aceasta fiind una din cerințele ANACEC. Totuși, aceste obiecții nu diminuează valoarea științifică a tezei de doctor habilitat examinată. Concluzia prin corespunderea tezei titlului științific solicitat. În linii generale, consider că teza realizată de domnul Ciocârlan Alexandru sub îndrumarea doamnei doctor habilitat Arâcu Aculina, prezentată pentru susținere publică la specialitatea științifică 14304 chimie bioorganică, chimia compușilor naturale și fiziologică active, prin actualitatea temei abordate, interpretarea științifică a datelor obținute, prin structurarea și redactarea tezei la un înalt nivel științific, prezintă o lucrare bine organizată, cu valoare științifică și aplicativă înaltă, cu potențial de valorificare a rezultatelor cercetărilor, care poate fi notificată cu calificativul excelent. Deși în cerințele ANACEC nu se specifică acest lucru, că se dă un calificativ. Totuși, eu mi-am permis să o notific calificativul excelent. Autorul, domnul Ciocârlan Alexandru, merită din plin atribuirea gradului științific de doctor habilitat în științe chimice la specialitatea chimie bioorganică, chimie compușilor naturale și fiziologic activ, cu felicitări pentru această realizare atât autorului, cât și consultantului științific. Puncte forte. Realizarea unor sinteze eficiente, originale, stereo și radioselective ale analogilor naturali, compușilor norlabdanici, cu funcționalizare avansată și elucidarea mecanismelor de reacție. Abordarea multifactorială a tematicii privind elaborarea procedeilor noi de transformare a diterpenoidelor labdanice naturale, obținute din deșeuri industriale, în compuși naturali sau sintetici biologic activ, posibile aplicații în industria farmaceutică, inclusiv prin metode de sinteză prietenoase mediului.
argumentare teoretică și experimentală a unei noi direcții de sinteză, a unui hibrid molecular heterociclic ce posedă activitate biologică, precum și realizarea cercetărilor fitochimice ale surselor vegetale locale, stabilirea relației structură-activitate și identificarea unei serii de compuși de sinteză cu activitate antimicrobiană avansată. Deci, recomand acordarea titlului solicitat cu calificativul atribuit. Mulțumesc mult pentru aprecierea noastră și caracterul obiectiv. Deci, ce ține de valoarea aplicativă sau implementarea industrială a rezultatelor, deci deja pe parcursul multor ani de activitate în cercetare și urmărind toate multe susținere publice a tezelor de doctor și doctor Habilita, totuși asta rămâne un punct slab în practică în toate tezele. Noi obținem anumite rezultate, însă nu putem să le promovăm mai departe. Adică sunt rarisime cazurile când anumite rezultate ajung la o implementare industrială. Spunem, eu nici nu știu. Deci, nu putem învinui nici cercetătorii, fiindcă, practic, o implementare asta prevede participarea două părți, deci persoanele care au efectuat cercetarea și persoanele care sunt interesate de. Probabil că, datorită dezvoltării slabe a industriei la noi, sau. Asta tot e un factor. Sunt implementate puține dintre descoperirile sau invențiile noastre. Dar și ține de farmaceutică, ăsta e induc, știi, ceva din domeniul... Era incompletă. Fantastic. Da. Referitor la participarea la saloanele de invenții, deci noi ne-am limitat cu adevărat numai la prezentarea brevetelor. N-am reprezentat, n-am inclus aici medaliile noastre de aur, de argint și bronz. Nu știu, deci eu am să vă spun un lucru, asta vine probabil că din experiența precedentă, adică din teza cealaltă, alte teze din laborator, noi tot nu le includeam. La fel ca și spunem, iată, lucrările proprii în concluziile generale, deci pentru mine asta, cu adevărat, am acuzit o noutate. Eu credeam că în introducere și în concluzie ele nu se... Știam. Da? Eu, iată, de exemplu, Asta e cele mai frecvente momente care le scapă. Important că avem ce include, dar nu le-am inclus. Ce ține de recomandări, deci eu aș prefera recomandările să se fac la o masă rotundă, unde sunt producătorii, fiindcă dintre dâns și la sigur nu o să citească nimeni lucrarea mea. Aș veni acolo cu recomandări practice. Mi-ar plăcea să vină producătorul la noi și spune-mi, te rog, care e compoziția produsului respectiv și atunci noi combinăm cercetarea cu, să spunem, cu utilitatea. Vin cu cea mai mare plăcere, deci prezint rezultatele. Ce ține de cercetările de perspectivă, eu nu aș spune că asta e o taină mare sau un secret. Deci noi am prezentat o parte din materiale, dar direcția este dezvoltată mai departe și eu cred că noutățile însă le auzim deja când doamna Lungu o să prezinte teza de doctor habilitat, fiindcă acolo sunt direcții noi și grupii noi de compuși heterociclici care acum sunt. Asta e structura obișnuită a unei teze care se cere spire, adică știința nu se termină aici. Da. Hai să vă vin de... De acord. Noi continuăm direcția, da. Da, vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc, sper, domnul Ciclan. Cuvânt se oferă referent oficial doamna Romana. Da, să poate aici? Da. Mergeți acolo. Da. Am aici mai multe foile. Bine. Onorată comisie, stimată audiență, prima dată aș dori să mulțumesc pentru invitația de a fi parte din această comisie și mi-a făcut o deosebită plăcere să citesc această teză. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să nu citesc nici eu referatul, nu e pe 12, ci pe 9 pagina meu, dar tot cred că prea mult și deja cred că prezentarea domnului Ciocărlan a fost
suficient de clară și bine sistematizată, dar doamna deja a prezentat foarte bine și foarte multe aspecte le-am și eu punctate în referatul meu, astfel încât aș dori doar să pun accent pe câteva idei pe care, să spun așa, mi-am bazat referatul. Prima dată aș dori să apreciez tema care este de actualitate a acestei teze. Aș dori să apreciez trendurile acestea moderne de utilizare atât a metodelor clasice, dar și a celor neconvenționale. Mă refer aici mai ales la toate sintezele pe care le-a realizat domnul Ciocârlan și care s-au soldat cu compuși diferiți în funcție de condițiile pe care le-a realizat. În ceea ce privește sinteza, aș aprecia dificultatea foarte mare a acestora. Compușii naturali în sine au această versatilitate în ceea ce privește reactivitatea și s-a văzut acest lucru și în compușii pe care i-au obținut. Nu cred că a fost reacție să fie soldată cu un singur produs de reacție. Întotdeauna au fost mulți și de aici dificultatea în separarea amestecului, în identificarea structurilor și nu mai spun că mulți compuși au fost probabil neașteptați din sinteze și după aceea caută să găsești și mecanismele de reacție și din punctul ăsta de vedere cred că a fost o provocare fiecare din reacțiile realizate. Deci mi se pare foarte dificil ce ați făcut, foarte mulți compuși, bineînțeles pe scheletele acestea naturale, atomi de carbon asimetrici și de aici toate consecințele. Bineînțeles, un alt lucru pe care aș dori să-l subliniez este faptul că compușii de plecare au fost utilizați sau obținuți din aceste deșeuri obținute în industria produselor vegetale, iarăși aș zice un trend foarte actual și de apreciat. De asemenea, și studiul fitochimic pe care l-ați realizat îl consider foarte util și, bineînțeles, legătura aceasta cu mediul economic cred că poate continua din punctul ăsta de vedere. Cred că aici este încă mult de cercetat, sunt foarte multe plante care probabil merită o atenție sporită din punctul ăsta de vedere și cred că e un început, da, pe care se poate continua. Și eu am trecut prin puncte mai slabe sau, mă rog, niște recomandări. La recomandări și eu aș puncta faptul că nu am găsit o listă a lucrărilor pe care este bazată teza dumneavoastră și cred că ajută, da, și pe oricine o citește și mai ales ca referent undeva listată separat, să vedem aceste lucrări mai ușor și da, eu știu că sunt, dar din 500 de referințe nu e chiar ușor totuși să le da, era rezumat. Ei, da. Nu știu, m-am uitat pe teza, deci în teză n-am văzut. Este lista, da? Da, deci n-am văzut-o, recunosc. Deci am, în teză nu am găsit așa. Apoi, aș recomanda în ceea ce privește compușii aceștia care sunt activ, cu proprietăți antimicrobiene, e ușor de realizat cel puțin acest studiu la nivel teoretic, studiul acesta de ADME, absorpție, distribuție, metabolism, excreție și toxicitate. Sunt acum tot felul de softuri între astea care prezic destul de bine aceste proprietăți și cred că ar aduce un plus valoare compușilor împreună cu proprietățile, da, și faptul că cred că ar trebui să fie favorabile aceste proprietăți, mai ales că scheletul lor este unul natural și din punctul ăsta de vedere, v-am zis, cred că ar fi util, da, în perspectiva în care acești compuși ar putea deveni mai departe, știu eu, activi în anumite medicamente sau măcar suplimente naturale care pot avea aceste proprietăți și pot fi utilizați ca și antimicrobieni, antifungici. Vă felicit pentru teză și, bineînțeles, și eu sunt de acord cu acordarea titlului de doctor habilitat în științe chimice și vă urez succes în continuare. Mulțumesc! Trecem mai departe, cuvânt se oferă referent oficial Calau Tatiana. Nu vă deranjați, o să ies și foarte mult.
pardon, președinte, membri a Comisiei de Evaluare, stimați colegi, în calitate de referent am primit la timp atât rezumatul cât și lucrarea fizic. Mărturisesc că am citit cu interes din două motive, pentru responsabilitatea care mi s-a acordat fiind ca referent și, în al doilea rând, interesul ăsta cognitiv, profesional, care m-a ținut cu așa pe fir și am citit cu mare interes. Lucrarea este consacrată unui domeniu actual și de perspectivă și aș vrea să zic că atât compuși sintetizați cât și cei studiați în resursele vegetale sunt de multe utilitari care pot fi aplicați în diferite domenii. Omul, ca parte componentă a biosferii, întotdeauna a utilizat compuși chimici, inițial prin observații, ulterior în baza cercetărilor științifice, în paralel au mers izolările din sursele vegetale și sintezele în retorcele chimice. Totuși, la frontieră dintre mileniul 2 și 3, se constată un interes vădit față de compușii naturali, care sunt deja cunoscuți în plantele medicinale, studiate, care au monografii farmacopeice, dar se pune accentul pe studiul compușilor accesorii, deci însoțitori la acești compuși principali și deseori se aplică diferite procedee, de exemplu biotransformare, pentru a induce niște calități noi, necunoscute până acum și aici încă un ajutor vin sintezele care atât sintezele și studiul compușilor naturali au fost ca un răspuns la solicitările timpului de astăzi. Eu tot am făcut un referat de analiză, l-am prezentat domnului secretar profesor Kulchitsky. O să mă refer după antevorbitorii mei care au analizat diferite aspecte și mai mult chimice. O să omit unele accente. O să mă după structura referatului. Dacă să mă refer la actualitatea problematicii, o structurez în trei domenii. Cercetările care se axează pe biomimetică, deci care privește sintezele în baza materiei prime naturale, sinteza unor compuși terpenici noi și studiile fitochimice din sursele naturale din suflora spontană și cultivată și aici, de acum, și studiile de activitate biologică și respectiv studiul care mi-a plăcut enorm, structura activitate. Ce m-a cucerit într-un fel, domnul competitor Alexandru Ciocărlan a elaborat o metodologie de abordare complexă, sistemică, inter, intra și transdisciplinară, care se înscrie în conceptul actual acum STEAM sau actualizat STREAM. Dacă aș accentua scopul, desigur, când începem o lucrare, numai decât trebuie să avem un scop. Eu i-am spus și domnului competitor că mi s-a părut extins acest scop, scris într-un fel narrativ și sunt incluse și acele obiective care sunt enumerate mai jos. Obiectivele sunt bine conturate. Pe parcursul lucrării se văd că s-au îndeplinit și concluziile răspund într-un fel obiectivelor pronunțate la început. Notabil este originalitatea, care cred eu că este exprimată prin metodologia aceasta sistemică, complexă, intradisciplinară, prin abordarea metodelor acestea care le-am numit clasice și neconvenționale, care stau, cred că funcționează după principiul complementarității și sinergismului. Iar profuzinea este exprimată prin spectru larg de metode, atât clasice cât și moderne, prin diferite
metode de sinteză și prin diferite metode de analiză a compușilor chimici sintetizați, cât și metode de analiză diverse a diferitor clase de compuși chimici din produsele vegetale. Referitor la semnificația teoretică, pe lângă faptul că sunt sintezele acestea originale, toate experimentele care le-a efectuat competitorul vin în sprijinul și justifică principiile de sinteză în chimie organică modernă. Aș accentua aportul acesta informațional-teoretic în explicarea, cunoașterea mecanismelor reacțiilor care stau la baza sintezii și cunoașterea relației structură-activitate. O să omit unele momente, unele puncte din structură. Introducerea. Mie mi-a plăcut introducerea. Este ca o cărticică de vizită. Citind introducerea, poți să-ți dai seama de volumul de lucru care l-a efectuat domnul Ciocârlan și să înțelegi și semnificația teoretică, cât și cea practică. Primul capitol. Domnul Ciocârlan, pentru a realiza această teză, a consultat în număr de mai mult de 500 de surse bibliografice, preponderent din ultimele decenii, atât din spațiul nostru, cât și internațional, de pe diferite platforme științifice. Și aceste surse i-a servit ca reper pentru elaborarea schemelor experimentale, pentru justificarea sintezilor, pentru optimizarea metodelor și procedeilor de sinteză și totodată a interpretat datele obținute prin prisma rezultatelor din literatură. O să fac o referință comună pentru capitolul 2 și 3, transformări chimice în baza unor derivați al sclareolului și primul și a doilea care în baza larixolului sunt experimente în premieră. Lăudabil este faptul că utilizați ca primă verigă pentru obținerea derivaților sclareolului din deșeuri, ceea ce contribuim la utilizarea rațională și rentabilă, eficientă a resurselor naturale și la rixolul tot din deșeurile obținute în rezultatul obținerii rășinii distilării de uscate lemnului. În capitolul 4, care se referă la hibrizi molecular terpeno-heterociclici, aș accentua faptul că acești compuși noi obținuți prin hibridizarea reprezintă o perspectivă promițătoare pentru generația nouă de medicamente, numite într-un fel și medicamente revoluționare, fiindcă ele se deosebesc net prin calitățile care le posedă față de celelalte și lărgesc spectrul acesta de acțiune, mecanismul de acțiune, unde nu fac față acei compuși chimici care deja sunt cunoscuți. Acești hibrizi pot servi ca un instrument de proiectare a medicamentelor noi cu proprietăți biologice avansate. Și mai mult mă voi pronunța vis-a-vis de capitolul 5, care este consacrat studiului fitochimic. Nu știu de ce așa în lucrare și peste tot este menționat că din flora locală, că din sursa locală folosiți și soiuri de măr din România. Pentru mine a fost dificil acest capitol, de atât că mi-ar fi fost util dacă ar fi fost la început scris toate obiectele biologice luate în studiu. Nu știu, este o cerință a ANACEP-ului ca asta să fie în ultimul subcapitol sau o vrere a competitorului ne va spune, dar și
mi-a fost dificil să mă orientez care organe ale plantelor au fost studiate. Deseori eu am vorbit cu domnul competitor și am văzut chiar unele de acum foarte receptiv că a schimbat în prezentare. Și metodele care au fost utilizate. Câteva poziții. Ați făcut o analiză complexă a uleiului volatil la levanțică. Ați scos în evidență constituenții principali după care se face standardizare internațională. Da, asta este un plus. Pentru prima dată, eu cred că în Republica Moldova și cred că și este foarte puțin studiat în praznicul și ați făcut un studiu complex al uleiului volatil, ați demonstrat că face parte din clasa aceasta care e promițătoare după proprietățile fizico-chimice. Și încă alta, că rezultatele obținute pentru studiul din praznic încurajează cultivatorii de plante, că este o plantă care nu este, dar cât n-ar fi planta în habitatele naturale, niciodată materie primă n-ar fi suficientă pentru a produce unele forme farmaceutice. Încurajează cultivatorii de plante că să cultive pe are mai extinse. Referitor la studiul soiurilor de măr, aveți un spect, foarte greu, mă uitam, le număram, cât când la urmă le găsesc, cam cât a fost. Ce vreau să zic, se folosesc unii termeni populari utilizați de tehnicieni, coaj, miez, sunt termeni specifice. Am vorbit că nu știu dacă ai putea scoate stratul cuticular, că este imposibil, cuticula se scoate cu epiderma și reprezintă epicarpul, lucrurile acestea care deja chiar și în prezentare le-a schimbat. Ce a demonstrat? A demonstrat că atât sinteza cât și acumularea diferitor compuși chimici corelează cu zona histologică și în cazul de față epicarpul, care este cel mai bogat, mai ales în compușii fenolici și posedă potențialul cel mai înalt antioxidant. Recomandați în familie să nu taie epicarpul și să-l arunce, invers să-l consume. Da? Și iarăși ceva dificil, ceea ce a fost plante, nici nu plante, producătoare de fructe de pădure, cam e greu de... Toate lucrurile astea sunt făcute să fie convențional pentru, dar pentru popular sau pentru utilizare, dar într-o lucrare folosim niște termeni științifici și în aceeași propoziție, plantă medicinală, plantă eteroleaginoasă, plantă aromatică, plante producătoare de fructe, plante cultivate, levanțica, plantă medicinală, plantă eteroleaginoasă, este cam greu, da? Sau să pun plante producătoare de fructe, ceea ce am văzut că ați scris, că ați, nu știu cum ați scris acolo, pomușoare de pădure, ceva. Tot nu este porumbarul, care îl aveți aici, în pădure nu o să-l găsiți, este o plantă de teren deschis. Sau același măcieș, da? Deci aici sunt niște minuscule care într-un fel împovărează un pic, dar le putem trece cu vedere. Dacă mă refer la capitolul 6, activitatea biologică a compușilor de sinteză, și aici este și abordat acțiunea aceasta antimicrobiană, antifungică. La fel mi-ar fi plăcut să fie la început. Câte tulpini ați luat în studiu de bacterii? Câte specii de fungi? Eu am căutat. Într-o concluzie sunt scris. Într-un, cam a fost așa dificil. Dar fiind faptul că avem acomodarea hâtră aceasta a bacteriilor la antibiotice, comunitatea științifică este în căutare de noi compuși chimici sau remedii care să
să fie eficienți. Și în acest sens se pune accent al lumii pe compuși naturali care sunt mai domoli, mai rentabili, mai eficienți și sunt și ei mai prietenoși cu flora bacterială din tubul digestiv al corpului uman. Deci, în acest sens, felicitări, fiindcă ați scos în evidență foarte mulți compuși de origine naturală care au potențialul acesta antifungic și antibacterian față de tulpini foarte, foarte agresive, care nu au alți, nu demonstrează alți compuși chimici, tot mici, așa ca o femeie, vedeți că femeile vorbesc inexactități, la aceasta trecem cu vederea. Nu știu, referitor la rezumat, aș vrea să zic că e foarte greu când ai volumul mare de informații și să-l companiezi așa într-un rezumat. În acest sens vreau să felicit competitorul de astăzi că reușit a știut să selecteze acele momente cheie și să le expună și vreau să vă zic că nu știu, poate este și o manieră dumneavoastră, pentru mine a fost de admirat faptul cum ați putut șirui toți compușii aceștia și ați găsit simbolistica aceasta ca să putem cât mai ușor înțelege și recepționa materialul în sensul acesta și iconografia care o aveți și textul însoțitor este explicabil. Aceasta chiar am vrut ca să accentuez. Eu, înainte de a-mi expune ultima concluzie, vreau să zic că pentru mine a fost o descoperire ca absolventul Facultății de Biologie și Chimie, Alexandru Ciocârlan, care a ajuns la un majorat științific, posedă un potențial extraordinar, are viziuni largi, viziuni moderne și în acest sens v-aș recomanda să creați o școală în continuare de valorificare, cercetare, că nu poți să le valorifici până nu le cercetezi, dar de cercetare a compușilor organici multiutilitari și a compușilor chimici naturali. În acest sens vă chem la o conlucrare cu noi, cei care suntem la Facultatea de Farmacie, fiindcă în multe aspecte, când am citit și când am văzut, zic că poate lua o altă întorsătură sau alt cumva. Asta dacă doriți. Nu. Da. Și consider că ați făcut un lucru enorm și ați reușit ingenuitatea aceasta ca un material dispers după obiectele de cercetare și după un spectru larg de metode, procedee, să le șiruiți într-o gândire logică în această teză care a luat așa învățământ cum este astăzi, dar mai mult vă felicit pentru prezentarea față de seminar și prezent extraordinar, și ați fost foarte receptiv, nu toți cei care cunosc mult, ei cunosc, nu mai vor să reacționeze, este foarte receptiv. Am vorbit aici, dați-mi voie să citesc, rezultatul analizei, tezei și rezumatului de doctor habilitat, sinteza derivaților norlabdanici și biologic activ, cu funcționalizare avansată și studiu fitochimic al unor surse vegetale, elaborată de domnul doctor Alexandru Ciocârlan, concluzionez că este o lucrare științifică contemporană, originală, realizată în baza propriilor cercetări științifice experimentale, prin utilizarea metodelor clasice și sinteze convenționale și prin implicarea, utilizarea, valorificarea deșeurilor locale cu valoroase rezultate experimentale care au dezvoltat și un concept teoretic,
pentru un potențial atât teoretic cât și practic al lucrării. Consider că autorul merită prezentarea de astăzi în public, în fața Comisiei de Susținere și apreciere din partea Comisiei pentru susținerea tezei și conferirea titlului de științific de doctor habilitat în științe chimice la specialitatea 14304, chimie bioorganică, chimie compușilor naturali și fiziologică activ. Eu, asta este o verigă din cercetare, eu văd o continuitate pentru ce vă doresc succes în continuare. Felicit toată comunitatea academică din Republica Moldova, Institutul de Chimie, consultantul pentru realizarea care ați reușit. Mulțumesc foarte mult. Deci, părerea voastră dumneavoastră a fost deosebit pentru că activați într-un domeniu separat, adică am în vedere că suntem la specialități diferite și foarte mult au contat părerea dumneavoastră, am citit cu plăcere referatul și îmi pare rău că am mai avut unele scăpări, deci am făcut corecții în teză, am făcut corecții în rezumat, dar au mai rămas încă, îmi pare rău, poate luând în calcul volumul mare sau poate oboseala de la sfârșit, elaborarea tezei, dar vă mulțumesc foarte mult pentru sugestiile prețioase. Pentru că, cu adevărat, capitolul 5 arată cu totul altfel după discuțiile care le-am avut cu dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet, cum vă apreciez. Succes! Dacă ne uităm la, la cele mențiuni care le-am făcut eu în raport cu volumul de material, ele sunt sub formă de ordine. Sunt foarte obiective și la lucruri, dar am vrut să spun că ce ține de structură, deci noi obișnuim metodele, procedeile, experimentul să-l prezentăm la sfârșitul capitolului. Deci e o tradiție deja formată. Da. Dar nu este o cerință în acepul. Nu e o cerință în acepul, noi de obicei tot experimentul îl aducem la sfârșitul capitolului. Da, asta e așa. Asta a fost părerea mea, dar asta nu înseamnă că nu este... Fiecare vede în felul lui, dar... În acepul au acceptat. Da. Uite zășarea asta. Așa este. Mulțumesc. Și... Cuvântul se oferă referent oficial, domnul profesor Bădeică. Domnul președinte, stimați membri comisiei, colegi, stimate audiențe, să încep și eu ca și toți. Și eu am 12 pagini, dar spre deosebire de dumneavoastră toți, la mine până interval și jumătate, nu sunt două intervali. Așa că sunt 15 ar trebui să fie. Am zis, mă stărbă, adică m-am gândit. Mulțumesc, doamne Calau, că noi, plus de ce suntem biologi, chimiști, eu chimist, domnule, și chimiști biolog, suntem farmacognoști amândoi. De asta, dacă ne lenăm noi de levănțică, de ce, apoi auditoarea sunt și levănțică, așa în Moldova. Nu doctor Andrei, dar îmi sclipează. Deci eu, Cosmasterul, după un model mai scurt, nu mai e, tot este scris. Ce ați vorbit dumneavoastră și ce ați fi și am să mărg pe modelul dumneavoastră, doctorul. Ați vorbit întâi bine, mă rog, trebuie o femeie să-l laude. Întâi, dar pe urmă, dă-i vreau să zice cu asta. Deci așa, modelul care ne l-a trimis nou și a spus, poftim, 11, compartimente și dați răspuns. Mulțumesc conducătorilor și pentru asta că ne-au ajutat, că altfel, chiar că e mult, mult lucru și... actualitatea, prima, deci, actualitatea, analiza actualității. Dacă îmi dați voi, am să spun mai concluzie de la analiza actualității, că noi, e aproape pagina scris, cum sunt așa lucruri mari și așa. Obținerea unor hibrizi moleculari cu unități heterociclice în baza unor compuși terpenici sintetizați prin noi abordări, nu e număr, știu care să spun, accesibile, ecologic acceptabile, reprezintă un succes
dar și o suflare nouă în sinteza organică a derivaților noroblanici bioactive. Mai departe, la aprecierea scopului și obiectivelor lucrării. Noi toți știm, avem ce înseamnă scop și obiectiv, le cunoaștem tot concluzia. Scopul și obiectivele tezii reiese totalmente din tema tezii, numirea tezii, prevăd efectuarea unei serii de cercetări ample, atât după volum și profunzime științifică, cât și după diverse grade de noutate și originalitate. Scopul și obiectivele tezei prevăd elaborarea prin noi metode de sinteză, inclusiv prin noi scheme de combinare a metodelor de sinteză clasice și a celor neconvenționale, prietenoasă mediului și extinderea spectrului de noi structuri moleculare de derivați norlabdanici cu posibile activități biologice eventual utile pentru aplicare. Totodată, nu știu, da. Eu am pus aici la totodată că includerea în scopul și obiectivele tezei a studiului fitochimic complementar, parcă dintr-o dată ne mobilizează să credem că asta e altă ceva aparte. Când eu vreau ca să fie, nu pare a fi slab argumentat. Adică să putea și mai bine, dar eu aș lua asta de mână înapoi, dar te-am scris. Da. Da. Fiindcă am văzut altfel vorbiți, dar mă gândesc. Dacă aici e mai rău, și să vă spun acum. Deci în concluzie, la capitolul 1, care e baza literaturii, în baza analizei bibliografice, a fost stabilit scopul și obiectivele principale ale tezei. Și unul din aceste obiective, așa e scris în sfârșitul capitolului 1, prevede dezvoltarea unei direcții noi de cercetare în chimia și mergem mai departe. Toți noi știm este direcție nouă. Tot ce e făcut acolo, este direcție, e o suflare. Întâi am o suflare nouă, am o direcție nouă. Dar nici în scop, nici în obiective, în atunci, nu este cuvântul direcție nouă, dar scheme. Schema ne simplifică și cum. Nu ce să faci o schemă, e făcut schemă acolo, direcție nouă. Frază trebuie să fie. Și ce ai spus, dar eu nu mă repet, s-a vorbit, toți au spus că prea modest uneori, nu se vede, dar scris, se face. Se toarnă, se ia. De ce nu spune? Am făcut, am curnat, am luat. Da. Și mergem mai departe. Apreciere cu privire la caracterul de noutate, cercetare, originalitate și profunzime discursului științific. Diversitatea noilor varietăți de structură. Este noutate. Sinteza unor noi hibrizi prin, nu numai hibriză, tot ce sintetizat, cu noi combinațiile sistematare, noutate, diversitate. Trei, variantele aplicării combinate, asta ce combinate metodelor clasice și neconvenționale. Profunzimea discursului științific al tezei este demonstrată și de faptul stabilirii mecanismelor. Dacă mecanism, nu e așa de ușor să, prima dată și văd tot mecanism, și mecanismul. Nu chiar peste tot, dar și mecanismul am demonstrat. Aduc exemple, aici în paranteză aduc exemple, la care mecanism? Dar nu citesc, am ținut limba dacă am să spun tetranor la de 8, ien 12, oată, da. Stabilire relației structură-activitate. Și studiul fitochimic, un volum de lucru foarte mare, foarte interesant, că e o leacă pe altă. Eu am zis că farmacognoști, dar noi nu chiar cu metodele cele toate care au lucrat el, nu e așa. Farmacunoaște că farmacopeii, cum a fost cu 20 de ani în urmă scris, e valabilă și nu se poate de... Dar în laborator, frumos, combinare super de plină. Semnificația teoretică lucrării. Lucrarea demonstrează posibilitatea obținerii din compuși inițiale naturale, bine cunoscut și accesibil, ceea ce mai mult să vorbim de asta, că nu bine. Deci, sclareolul și clarexolul, prin aplicarea unor sinteze originale, și e numărul substanță, care sinteze combinate a metodelor clasice și a celor neconvenționale, prietenoase mediului, transformărilor electrochimice și fotochimice și asistarea cu microunde, confirmă posibilitatea transformării unor produse secundare și reziduri fotochimice rezultate din
procesare industrială, plaguri medicinale sau aromatice și demonstrează utilitatea și eficiența aplicării metodelor de sinteză neconvenționale în chimie compușor natural. Aduce noi acordări științifice privind mecanismele reacțiilor cu participarea compușurilor norlapdanici, inclusiv a hibrizilor moleculare cu unități heterociclice. Identifică noi aspecte referitoare la relația structură-activitate. Aprofundează cunoștințele privind compoziția, calității și utilizarea unor materii prime vegetale locale, cu localul însă noi mai mult, și a produselor derivate din ele. Valoarea aplicativă. Valoarea aplicativă tezii este demonstrată de mai multe rezultate experimentale, în primul rând rezultate experimentale, concluziile teoretice și științifice a autorului, precum și recomandările practice, așa cum cele mai slăboți, dar toate acestea demonstrează, deci de aici ies și valoarea. În ce costă? Metodele originale de sinteză. Compuși noi obținuți din terpenoide de rapdanici prin reacții și proprietăți, tot ca valoare aplicativă, cu proprietăți antifungice și antibacteriale. Materii prime vegetale studiate, care pot fi propuse pentru cercetare de mai departe în calitate de surse de substanțe biologice active și preparate fitoterapeutice, de materii prime pentru unele produse cosmetice, parfumerice. Tot cu valoare aplicativă. Diferite capitole din teză pot servi ca material pentru cursurile universitare de la diferite facultăți. Chimie compușor natural, farmacognozia, chimie parfumerică, parțial, asta se face, de fapt, că domnul nostru doctorant face, dar asta nu e aplicare practică. Știință, în primul rând, merge pentru știință și pentru didactică. Metode și procedee. Aha. Autorul. Nu le sunt. Metode și procedee noi. Hibriz molecular terpenoid de tempus și transformări chimice în bază de larixor și scoareol. Direcție nouă în știință. Direcția. Dar nu fost nevoit. Eu să arăt care e direcția. Nască cuvântul direcție în introducere. Direcție nouă în sinteza unor hibrizi moleculari terpenoide ce posedă activitate biologică. O descriu direcția nouă, dar caracterizarea fitochimică a produselor vegetale locale. Aici totul e bine, dar se răspuns despre chestia asta, că cuantificarea aceiei roci terpenice, descoperirea șirului ăsta de compuși fenolici, flavonoidele, tot de fenolici. Este lucru voluminos mult și a adus o noutate în chestia asta. Că e clar că plantele au fost studiate și știm, dar depinde unde crește, când că au fost cules, care organ și totul e bine periodic, tot timpul să înnoiesc chestiile astea. Nu degeaba și farmacopeile apar o dată în 10 ani și iar acolo se mai schimbă. Publicații la tema tezii, toți ați vorbit mult și ai scris și la mine 15 articoli cu factori de impact și ele au apărut numai după 2011, că sunt noi toate. Au 13 ani din astea 15 articoli. Adică omul a muncit în ultimii 10 ani, a făcut experiment și 10 ani a publicat. Noutatea, veridicitatea, importanța științifică, rezultatelor științifice prezentate în teză, sunt confirmate și de numărul mare de 15 ca publicațiilor în revizi cu factori de impact din cele mai... Da, dar și faptul că publicații sunt cele mai prestigioase, totuși, reviste de circulație internațională. Și de celelalte ori publicați ca să revistele noastre naționale, dar sunt acceptate de ANSES. Sumarul compartimentelor tezei. Vreau să vă spun că compartimentele tezei cu introducerea asta, observația a fost mai înainte, cu direcția, că în scop, acolo într-o lucru, nu este un cuvânt, cred eu că nu este, mă rog, merge și cum este tot direcția nouă de cercetare. Dar capitolul 1, cu caracteristica generală a compoșilor rapdanic. Capitolul 2, transformările chimice în baza unor derivați tetrași pentru anul rapdanici.
ai Sclareu. Și capitolul 2 are 6 sau 5. Da, 6 subcapitole. La fiecare sinteză, deci subcapitol, sinteză și nu mai citesc, sinteză și derivatizarea esterilor metilice a acizilor. Sinteza unor derivați sintetici și naturali cu grad avansat de funcționalizare din DREM 8, 9, N, 7, 1. Derivați tetra și penta norlabdanic cu schelet regrupat. Și aici vreau să accentuez că în acest subcapitol ultim care autorul de la Corești de la reacțiile Bayer-Wilger și Beckmann și modifică și aici aduce o noutate că și metoda el și substanța obținută e nou și e un subcapitol foarte interesant, dacă s-ar putea numai despre drumul vorbit. Și metodele de sinteză, da, așa de descris ca IR, mass spectr, G, C, N, MES, toate, adică combinația asta cu gazul lichid. Capitolul 3, transformări chimice în bază de Laraxol și derivații săi. Deși este consacrată sintezii unor derivați cu grad avansat de funcționalizare ciclului B, asta de ce mai bătător la ochi, și abordarea, cum procedează domnul autor aici cu, ca să funcționalizeze ciclul B, dar să nu distrugă molecula. El a oxidat gruparea OH în poziția 6, s-a transformat în cetonă și a venit după aceea, aici este un fel de gândire de doctor Cabilitat. Și subcapitolul sinteza regio stereoselectivă și capitolul 4, hibrizi moleculari terpenuri hidrociclici, aici autorul demonstrează că hibridizarea moleculelor de substanță biologică activă poate fi un instrument efectiv pentru obținere de compuși noi bioactivi și ceea ce pe mine mai interesant mai mult, că cu proprietăți noi, dar precum și amplificarea activității biologice a unor SBA, substanțe biologice active, care sunt accesibile, dar poate nu e chiar atât de activ. Și cu ajutorul unei sinteze de azi, noi am putea folosi extind posibilitățile de utilizare a substanțelor biologice active. Activitatea biologică, dacă îmi dați voi despre activitatea biologică, s-a vorbit mult și eu am scris și eu o pagină, dar fiindcă nici microbiolog, nici medic, ca să nu citesc. Ce aici am vorbit? Când trebuiește asta, concluzii generale și recomandări. Asta îmi dați voi să citesc. În finalul lucrării respective, realizării experimentelor, examinării și generalizării surselor literare în specialitate, prevăzute la temă, scopul și sarcinile tezei, autorul a formulat 10 concluzii care exprimă principalele rezultate științifice obținute sau care reiese din analiza datelor și informațiilor din literatura de specialitate. Așa. În general, concluziile corespund totalmente temei, scopului și sarcinilor tezei de doctor habilitat, analizate și se referă la toate prevederile, scopuri și sarcinilor, demonstrând faptul realizării depline a tuturor prevederilor în cauză. Totodată, se constată că unele concluzii sunt formulate mai modest față de altele. Și aduc exemplu. Față de conținutul care reiese din material. Din material factologic, mai mult reiese decât scris în secolul. Un exemplu. Că acolo nu toate sunt mai slabe, dar bun. În capitolul, spre exemplu, ar fi fost mai bine ca în concluzia 1 să se introduc și niște indicatori cantitativi. Fiindcă dacă se vorbește despre ce diapazonul de timp s-a micșorat, s-a micșorat de 60 de ori, de 50 de ori acolo. Merge reacția 7 ore, dar la dumneavoastră 5 minute, 30 de minute. Trebuie de să micșorează de 6 ori. Asta una. Și a doua, diapazonul crește randamentul. Iată randamentul de la așa, dar așa nu mai scris, crește randamentul și crește diapazonul, pe arată-l.
Când stativ trebuie de... Nu înțeleg ce a spus. Știința începe cu omul să mă soară. Dar dacă nu ai spus, sunt vreo... Așa. Recomandările practice. Cam ce aici au vorbit toți și nu știu dacă eu ceva... Da. Aceste trei recomandări sunt cam generale. Ar fi fost mai bine să se concretizeze cu ceva, adică tot. Care substanță se propune astăzi, să zicem? Iată, azi mai propunem A, B, poate chiar și cui, poate chiar și scris. Da. Și bibliografia. Toți au vorbit și tot. 130 de surse, de ce să știți, 14, 29% sunt din anul 2015-2024, adică în urmă de 10 ani. Aprecieri cu privire la corespunderea rezumatului din conținutul tezei este ce s-a vorbit și concluzia. În rezultatul analizei tezei de doctorabilitate, numirea, sinteza derivațiilor organice biologic activ, funcționalizare avansată și studiul fitochimic al unor surse vegetale locale, prezentată de domnul dr. Alexandru Ciocărlan, la specialitatea 14304, chimie bioorganică, chimie compușuri naturale și fiziologic activ, și ținând cont de faptul că au fost realizate pe deplin scopul și obiectivele preconizate, precum și ținând cont de actualitatea temei, noutatea și rezultatelor obținute, consider că teza analizată corespunde tuturor cerințelor înaintate pentru teze de doctorabilitate și lucrarea poate fi apreciată cu calificativul general excelent. Autorul lucrării, domnul dr. Alexandru Ciocărlan, merită atribuirea titlului științific de, la părerea mea, de doctor de habilitat în științe chimice la specialitatea 14304, chimie bioorganică, chimie compusă naturală și fiziologică activă. Mulțumesc! Eu vreau să spun că domnul profesor Dubei, că a fost referent oficial și la prima teză, la teza de doctor, au trecut 70 ani de atunci, dar meu îi rămâne la fel de principal. La fel de principal. Bravo! Bravo! Ei sunt mai mulți aici în sală, care poate nu au zis toți, care îi plăia de-aia în post. Și ei vine, ne-au pus o poreclă. Au zis că e nașul nostru. Eu n-am fost nașul atunci. Nașul la pătrate? Da. Nașul la pătrate. Da, aia e rinșul. Doctor? E ordinul număr. Da? Vă mulțumesc. Și cuvânt să fie capital științific membru. Eu am zis tot ce m-am văzut de spus. Da. Bine, stimați colegi... Dă-mi pe protocol de... să se expună. Da. Da. Câteva cuvinte. Da, trebuie. Da. Am mai făcut alt scenariu. Stimați colegi, lucrarea prezentată de domnul doctor Cotrețean Grescăr Ciocărlan, deci este deja la câteva iterații de analiză realizată de laboratorul nostru, după ce a realizat o seminară Sfere Științific și astăzi ascultăm versiunea finală la Sfânta Republică. Deci eu vreau să menționez că, după cum toți deja au punctat, lucrarea este o lucrare integră, o lucrare cu un volum deosebit, atât de muncă, cât și de contemplare intelectuală, cât și de interpretare teoretică, cu valențe de aplicație practică. Clar că a fost poate dificil de pus în evidență toate aceste aspecte într-un cadru de timp cam restrâns, cât a fost acordat competitorului ca să prezinte materialul, dar în opinia mea, deci lucrarea are o valoare științifică deosebită și unul lucru care l-aș puncta la ceea ce mulți dintre colegi care l-au menționat până acum au observat, faptul că ea combină două, spunem așa, abordări distincte. Deci, în primul rând, abordarea aceasta biomimetică de a promova compușii cu structură naturală în calitate de, deci de compuși cu utilitate practică, în mod special activitatea antibacteriană, antifungală și paralel
studiul fitochimic. Deci această combinare a două paradigme complementare, în opinia mea, este o maestrie deosebită a autorului. Înseamnă că, până la urmă, că de la început doar se spunea că nu este firul roșu, cum nu știu ce. Tocmai că dacă lucrarea nu avea studiul fitochimic, nu avea să fie completă. În opinia mea, partea fitochimică reprezintă o complementaritate la ceea ce ține de partea sintetică, fiindcă, într-un fel, identificarea substratelor care sunt în sursele vegetale și care pot fi utilizate în calitate de punct de pornire în sinteză, la fel este o problemă care asigură succesul sintezei. De aceea, aici, în niște acte, este, eu am folosit formularea combină cu succes ambele abordări. Eu aș schimba combină cu deosebită maestrie ambele abordări. Deci, în final, socot că teza prezentată corespunde la toate cerințele formulate de organele naționale. Mai mult ca atât, eu vreau să fac observație că materialul prezentat prezintă din belșug și poate în exces îndeplinește cerințele ANACEC-ului și poate se trebuia de oprit puțin mai înainte în timp și de ieșit cu susținerea cu vreo 5, 6, 7 ani mai înainte, dar deja dacă am ajuns la această formă, noi nu putem să-l recunoaștem valoarea ei și le recomand din partea mea, ca membru al comisiei, acordarea titlului doctor cu abilitate domnului competitor. Mulțumesc, doamnă Cică, domnul secretar, și la finalizarea acestei parte ședinței, permiteți să spot câteva cuvinte despre tezii și rezumatul. Tezii. Тема cercetată corespunde provocării actuale în domeniul chimie, bioorganică, chimie, compușul natural și fiziologic activ. Scopul și sarcinii sunt bine formulate, argumentând. Tematica de cercetare propusă inițial de către consultator științific și pretendentul la titlul de doctor habilitat în științe chimice. Metodologia cercetării corespunde de plin scopul metodele și utilizate permis realizate, completă și obiectelor. Valoarea aplicativă a lucrurilor este exprimată prin realizarea studiilor preclinice ale compușilor sintetizate, inclusiv hibrid molecular cu activitate antimicrobiană ridicată, care a fost patentată, brevetată. De asemenea, în continuu, cu particulare la aspect aplicativ al lucrării, este adusă prin utilizare Miller plantelor aromatice, medicinale și deșeurilor acestora, în vedere obținut produselor cu potențial biologic crescut. Rezumatul tezii este alcătuit în corespundere cu rigoare stabile, legislația națională și internațională în vigoare. Rezultatele sunt descrise clar și concis. Interpretarea rezultatelor este adecvată cu un numai mic de erori sau explicații nepotrivite la prezentatul. De exemplu, elaborarea procedeelor noi de transformare de terpenoide labdanici naturale obținut din deșeuri de salvie și mai departe, deșeuri de producție sau prelucrare. Da, bine. În urmă examinării tezii de doctor habilitat, elaborată de domnul Alexandru Cicărlan, consider că tema cu titlul «Sinteză derivației unor labdanici biologic activ cu funcționalizare avansată și studiu fitochimic a unor surse vegetale locale» corespunde tuturor cerințelor tezilor de doctor habilitat și merită atribuire titlului științific de doctor habilitat la specialitatea 143, înțelegând chimie bioorganică, chimie compușul natural și fiziologic activ. Așa. Și, stimați colegi, propunem să începem discuție asupra rezultatelor. Da, din sală, numai membru de comisie de... Cine?
În sală prezintă domnul academician Lupașcu. Dacă... Comisie de susținere a tezei de doctor habilitat, stimați colegi, eu am și o tangență cu tema dată, pentru că am făcut și eu unele cercetări în domeniu și am avut și rezultate bune, vorba de preparatul Edoxil, care a fost, din păcate, primul preparat care a fost ajuns în cercetări clinice. În patru clinici din Ecuși Găvodou a fost testat. De aceea, îmi pare bine că colegul de domeniu, Alexandru Ciucurlan, a făcut foarte multe lucruri interesante și meritoase în domeniu, a înaintat cu mult în acest obiect de studiu, și anume utilizând materia primă locală pentru a obține noi preparate, bun, potențial antibacterian, antifugic, în mod special pentru domeniul farmaceutic. Eu evident că această direcție este actuală în prezent, pentru că toată lumea, după cât știu eu din literatură, vectorul principal este obținerea preparatelor farmaceutice pe bază naturală, pentru că ele sunt create de natură, de Dumnezeu, și sunt mai perfecte, mai... Am spus și repet și acum, rolul chimistului, cel mai bun chimist și biochimist este natura, este Dumnezeu. Având, am spus și repet, având la dispoziție niște substanțe simple, dioxid de carbon, apă, lumină solară, microelemente, fotosinteză, sintetizează sute de mii de substanțe. Rolul chimistului se extrage, cum a făcut Alexandru și alții savanți din cadrul acestor laboratoare de chimie organică. Substanța acestei și studiezi proprietățile. Dacă trebuie să faci unele modificări în structură, cum a făcut și Alexandru, ca să-i dai niște proprietăți utile pentru a fi, avea niște proprietăți specifice omenirii. Și cred că Alexandru Ciucurlan, sub îndrumarea foarte tinioasă a doamnei Acolina Arâcu, a reușit să facă acest lucru și eu, cu siguranță, știu că acest domeniu, acest vector în laborator va fi continuat, pentru că ce a făcut domnul Ciucurlan, a introdus în substanțe astea biologic active naturale, niște compuși cu heteroatomi, care le-a dat niște proprietăți amplificate din punct de vedere microbiologic. Și asta e foarte important, pentru că când sintetizăm, când facem o sinteză și utilizăm substanța organică, naturală, ca bază, și modificăm cu niște alți compuși mai simpli, deci obținem niște proprietăți utile, și asta e foarte important, și asta eu cred că se merită de continuat aceste studii și, cu siguranță, aceste rezultate vor fi apreciate și publicate în reviste de prestigiu. Pentru că asta e viitorul nostru, viitorul omenirii. Îl felicit pe Alexandru Ciucurlan cu aceste rezultate frumoase, îl felicit pe doamna consultant științifică, doamna doctor habilitat Colina Arâcu. A fost eu știu bine această situație, pentru că ne leagă multe. În primul rând, suntem la un etaj.
Da. Și asta e foarte mult înseamnă că ne vedem, ne vedem cu... cu lucru. Cu lucru, cu baloroasele în mână, ducându-ne, vă zic, urnul la Rămene sau la Infraroșu sau la altă parte. Pentru că cândva vinise la noi, eu eram director, vinise cineva de la un institut, nu spun care, și când vedea că văzut că lumea îmblă cu... Că ce au zis la dumneavoastră, că fac cercetare. Noi fac cercetarea noi, sigur, și acum, da. Și acum facem cercetare. Mă bucur că Institutul Chimiei este un institut de frunte în Republica Moldova, care este văzut în toată lumea cu cei ochi frumoși și cu inimă mare. Felicitări! Mulțumim, domnule Felicea. Da, mulțumesc pentru cuvintele. Cineva din laborator? Reprezentantul, nu? Dacă doriți... Dacă din laborator, unul este, altul este. Da, nu. Da, așa. Stimați colegi, dacă nu-ți... Trecem mai departe. Conform regulamentul, deoarece toți membrii Consiliului s-au expus opinia asupra tezei, trecem la procedură de vot. Da? Da? Trecem la procedură de vot. Onorată audiență, conform procesului verbal, privind rezultatele votării membrilor comisiei pentru susținerea tezei de doctor habilitat, în cadrul Institutului de Chimie al Universității de Sibiu. Din 25 aprilie 2024, în vedere conferirii gradul științific de doctor habilitate și științe chimice domnul Ciperlan Alexandru în bază susținerii publice a tezii de doctor habilitat cu titlul Sinteza derivațiilor Norlabdanici biologic activ cu funcționalizare avansată și studiu fitochimic al unor surse vegetale locale autor doctor Ciperlan Alexandru, rezultatele sunt următoare. A fost prezentată la proceduri de vot. 7 membri a Comisiei de Susținere s-au votat pro 7, contra 0. Procesul verbal este semnat de secretar științific al Comisiei de Специализат, доктор кабинетата и штиница химичи, конференцар Штор Кульчицкий Вячеслав. Ин континуаре, кувынтал се афера секретар штиинцифик пентру отдах 4 проекта луи. Дехоторирия рефериторов Лаградов. Да, Лесов. Да, стимать колечко, деч, конформ процедуре, значит, мы вырумя за президентом рапорт финала. А ședinții comisiei de doctor habilitat. Deci, pentru întocmirea acestui raport final, noi avem un proiect de hotărâri, care eu vreau să-l citesc numai în liniile generale. Deci, hotărârea Comisiei de Susținere Republică, aprobată prin decizia Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova, institutul cu dreptul de a organiza susținerea publică a tezii de doctorat habilitat în științe chimice elaborate de către doctorul profesor universitar Ciocărlan Alexandru, cu titlul Sinteza derivațiilor norlabdanici biologic activ cu funcționalizare avansată și studiu fitochimic al unor surse vegetale locale. Specialitatea 1304, chimie bioorganică, chimie compusă natural și fiziologic activ. Comisia de Susținere Publică consideră că teza de doctor habilitat, elaborată de doctor conferențiar universitar Ciocărlan Alexandru, este o lucrare completă cu rezultate științifice fundamentale și aplicative bine justificate, care abordează o tematică științifico-practică de actualitate și importanță semnificativă în domeniul chimiei bioorganice și a chimiei compușilor naturale. În continuare, în această hotărâre sunt enumerate următoarele aspecte: actualitatea și importanța problemei abordate, scopul hotărârii, noutatea și originalitatea științifică, semnificație teoretică, valoarea aplicativă, deci în modul cum am fost vociferați de către toți colegii membrii comisiei. Deci eu nu o să citesc în detaliu toate aceste aspecte, fiindcă ele absolut întocmai coincid cu opinia convergentă a membrilor comisiei. Luând în considerație noutatea, valoarea științifică și aplicativă a rezultatelor obținute în teza de doctor habilitat, Comisia de Susținere Publică, în conformitate cu actele normative, decide. Teza de doctor habilitat corespunde cerințelor regulamentului instituției și prevederilor regulamentare de nivel național,
se propune de a conferi domnul Ciucran Alexandru titlul de doctor habilitat la științe chimice la specialitatea 143.04, chimie bioorganică, chimie compușilor naturale și fiziologică activă. Cu votul 7 pro și 0 contra din 7 membri prezenți în ședință. Președinte al Comisiei de Susținere Republică, Macaiev, doctor habilitat, membru corespondent al Academiei Științelor Moldovei. Vreau să vă dau ceva. Deci se propune Ana Cec, fiindcă noi nu avem dreptul de a conferi. Da, se recomandă. Deci se recomandă Ana Cec conferirea titlul științific. Da, 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 da. Deci vă rog să modificați, asta e foarte important, fiindcă titlul de doctor se conferă de către comisia de doctorat. Dar titlul de doctor habilitat nu poate fi conferit. Deci se propune, Ana Cec de a conferi domnului Ciocărlan titlul. Da. Nu, formularea doamne a fost așa, pur și simplu, se propune de a conferi. Nu e corect, se propune. De comisia de doctorat se adresează către Ana Cec cu propunerea. Da, și comisia de experți în Ana Cec va fi analizat și... Dar conferă... Redactăm în felul următor. Se propune Ana Cec de a conferi domnului. Nu se propune Ana Cec de a conferi. Comisia de doctorat organizată, numărul, intervine către Ana Cec cu propunerea de conferire domnului Ciocărlan a titlului de... Da, trebuie să votați. La vot. Deschis. Da. Cine este pentru acest proiect cu tăvere ca să fie aprobat, vă rog, votați membrii comisiei. Deci, vă rog să lăsați mâinile. Cine este împotrivă? Nimeni. Cine s-a abținut? Deci, votul este unanim. Da, mulțumesc. Și la afere, cuvântul la încheiere. Deci, eu am o listă destul de mare de persoane la care ați adus mulțumiri, fiindcă eu în viața mea am întâlnit mulți oameni buni, mult mai mulți decât trei, deci am o listă specială, dar acum deci expres aș vrea să mă adresez membrilor Comisiei de Susținere a Tezei. Vreau să vă mulțumesc pentru bunăvoința și acordul care l-ați dat să fiți membri acestei comisii, să apreciez lucrarea mea. Deci mulțumiri domnului președinte, care a fost astăzi, așa cum spune din barul Stroghinu, sfârșitivă și-a condus cu mâna de fier ședința noastră. Mă adresez domnului secretar, domnului doctor habilitat Desislav Kulcinski, care a efectuat un volum extraordinar de mare cu hârtiile, cu dosarul, cu toate, și-a urmat toată procedura, deci datorită dumnealui am văzut și eu regulamentul deja și am început să înțeleg. Ele sunt acolo modificate, sunt din 19, 20, 21, 22 și așa mai departe. Deci, iată, ai elaborat împreună modelul cel de apreciere. Vreau să mulțumesc referenții oficiale pentru efortul și timpul investit, pentru atitudinea profesionistă și obiectivă de care au dat dovadă și pentru aprecierea înaltă care mi-au acordat-o. Deci, ce pot spun? Cum spunea pe timpuri, jurul lemn să continuăm mai departe cercetarea, să îndreptățesc această încredere, deci prin lucrul ulterior care s-au realizat științific. Și aș vrea să mulțumesc toți colegii din institut care au fost prezenți la ședința asta și pentru încurajarea și suportul care mi l-au oferit. Iar acum am să merg la prezentarea pe care o am. Deci, dedic această teză tuturor acelor care de-a lungul anilor au contribuit la formarea mea ca om și specialist. Deci aș vrea să încep cu consultantul științific, cu doamna doctor habilitat Aculina Arecu și am spun apoi în cuvinte de ce. Mulțumesc, dar... Da, deci F5, nu? Acolo.
jos în curând. Deci, pentru răbdarea mare, pentru sprijinul acordat pe toată durata realizării acestei, mai mult a scrierii, pentru că am scris-o mult și dacă nu era doamna, cred că dacă doamna consultat nu insista nici astăzi, nu era gata, pentru îndrumare și pentru ajutorul mare care l-a acordat. Deci dumneavoastră ați fost persoana care cu adevărat meritați așa să spieză. Nu avem, dar cred că am să la capitolul 2 încă. Vreau să mulțumesc părinților pentru aceea că ne-au crescut și educat împreună cu sora mea, așa cum se cuvine. Deci, iată, evident, la o vârstă mai înaltă, deci ăștia sunt membri selecționatei Republicii Moldova, sunt sportivi ambii, sportivi de performanță, campioni ai Republicii și niște părinți extraordinari. Aș vrea să mulțumesc familiei pe care am ignorat-o de multe ori, fiind în laborator și am lipsit-o de atenția cuvenită. Deci, fiindcă cunoașteți cu toții până nu termin sinteza, până nu termin separarea cromatografică, până nu caracterizez compusul, acasă nu mai merge. Deci vreau foarte mult să mulțumesc colectivul, laboratorul nostru, personalitățile din laborator, cu adevărat noi avem un laborator în care fiecare cercetător este o personalitate, de la care am învățat foarte mult. Deci, fostul șef de laborator, domnul Nicol Ungur, care îi doresc sănătate pentru că are nevoie de ea, care a purtat mai departe ștacheta ridicată la înălțimile mari de către domnul academician Vlad, Pavel Vlad, și actualul șef de laborator, Vislav Kulcinski, care continuă această cauză și o continuă demn. Domnul Dragalin, cu care avem colaborări foarte bune și am realizat multe analize de CMS, celorlalți colegi și echipii noastre de mușchetari, cum s-ar spune, 3 și plus doamna director 4. Deci, împreună, deci aș vrea să mai adaug, deci toți suntem un colectiv și o jumătate de viață am trecut aici, alături de colegi. Deci, deci v-am spus echipa de mușchetari, aceste doamne extraordinare, deci Svetlana Blaja, Lidia Lungu și domnule doctor, și doamna doctor habilitat Arpilina Arâcu. Alesi mulțumit domnul academician Tudorul Pașcu și am spun pentru ce. Domnul academician, faptele bune nu se uită. Deci fiind directorul institutului, dumneavoastră ne-ați ajutat pe tineri foarte mult în timpurile cele grele, când nu aveam niște soldeți, când erau upgrade în laborator, când trebuie să părim autoreferatele și nu erau bani, deci dumneavoastră ați găsit tot timpul posibilitățile și suportul ca să ne ajutați. Vreau să mulțumesc colegilor din de la Remene, spectroscopiștilor. Elenei Gorincioi și domnului Barbă, fiindcă, după cum vedeți, lucrarea e plină de date remene. Deci, o structură a fost caracterizată. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc colegilor din România, domnului Călin Deleanu, doctor inginer, și domnului doctor inginer Alina Nicolescu, cu care am avut colaborări foarte mari și ne leg o prietenie. Am să trec acum la microbiologi. Deci, vreau să mulțumesc domnului doctor Lupașcu și doamnei doctor Vornicu, Nicoleta, care au realizat testările biologice. Deci, datorită acestor testări, avem și un capitol, și al doilea capitol. Vreau să mulțumesc și colegilor din Italia. Vreau să mulțumesc domnului Michele D'Ambrosio, cu care am lucrat mult și la început dânsul era angajatorul meu, fiindcă am avut un stagiu acolo și până la urmă am devenit prieteni și prietenii ne leagă până în ziua de azi. Aș vrea să mulțumesc doamnei de la ICSI, Râmnicu Vâlcea, deci doamna Irina Geană și doamna Roxana Ionete, cu care am realizat, iată, studiul fitochimic, o parte din el. Acum aș vrea să trec la persoanele regretate care nu mai sunt cu noi. Deci aș vrea să-i mulțumesc domnului academician Pavel Vlad, care este fondatorul Școlii de Chimie Bioorganică și Chimie a Compușilor Naturali, care ne-a dat unda verde în știință, ne-a inițiat în cercetare și laboratorul dumneavoastră putem să-l numim cuibul nostru, unde a crescut aripile. De asemenea, aș vrea să-i aduc omagiu domnului profesor Mihai Colța, cu care am fost foarte apropiat și care în afară de chimie, m-am învățat și relațiile umane și chiar și gramatica, deci fiecare punct și virgulă să fie pus la locul lor. Aș vrea să-i aduc un omagiu domnului profesor Aedi de Grut, deci
domn profesor din orașul Wageningen, de la Universitatea din orașul Wageningen, Olanda, unde am avut prima stagiune și a fost, cred că, stagiunea decisivă, fiindcă a fost o stagiune grea la început și chiar ajunsese la concluzia că dacă nu închei stagiunea, ori o închei pe o notă pesimistă, deci părăsesc domeniul complet. Și aș vrea să-i aduc o omagiu domnului Grigore Filip, doctor de la Universitatea din Tiraspol, care m-a învățat să înțeleg logic chimie organică. Deci astea sunt toate mulțumirile. Dacă am uitat să aduc cuiva mulțumire, vă rog să nu vă spărați. Mulțumesc, este o onorat asistență. Ordin de zi a explicat. Mulțumesc tuturor pentru convocare și ședința se declară închisă.